Bună ziua, bine v-am găsit. O nouă ediție Prima News, o ediție în care vă invit iată să discutăm despre ceea ce înseamnă această reușită sau această victorie pe care o trâmbițează în foarte multe momente demnitarei statului cu privire la faptul că ne-am integrat în Schengen aerian și naval. Am văzut oameni politici, oameni publici care vin și spun că e un prim pas, e o victorie de etapă și lucrurile bune se vor înmulți odată cu trecerea României în spațiul Schengen terestru, poate chiar din 2024. Acum ar fi de urmărit pe ce se bazează acest optimism pe care îl afișează chiar premierul Marcel Ciolacu și sigur că de alți lideri politici. Despre Schengen și despre toate provocările care vin cu prezența României în acest spațiu, deocamdată, repet, aerian și naval, discutăm și noi. Înainte de a vă prezenta invitații acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Angajații poștei au intrat în grevă generală, ei fiind nemulțumiți de nivelul salarial. Potrivit Blocului Național Sindical, 90% dintre poștași vor avea din iulie salariul minim pe economie. Sindicaliștii cer creșterea cu 400 de lei net a salariilor angajaților și creșterea sporului de loialitate. Reprezentanții companiei consideră și dau asigurări că pensiile vor fi distribuite la termen în pofida protestului. Coaliția se întrunește din nou astăzi pentru a discuta strategia privind alegerile locale, în special în teritoriu, unde trebuie să stabilească în ce municipii se va merge cu candidați comuni. Județele unde urmează să se ia o decizie privind colaborarea celor două partide sunt Mureș, Bacău și Arad, deși înțeleg că la Bacău lucrurile se tranșează în sensul în care vor merge separat și unii și alții, pentru că nu s-a ajuns la un consens cu privire la susținerea comună a unui candidat la primăria municipiului. Acela e un candidat al PSD, Ivancea, dacă nu mă înșel, dar se pare că surpriză de ultim moment l-ar aduce pe Sergiu Sechelariu, drept candidat al PNL la primăria municipiului Bacău. Sergiu Sechelariu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor în perioade de acum 20 de ani și totodată frate al celebrului Dumitru Sechelariu, fost primar al Bacăului. Partidul este suveran în astfel de situații și voi proceda ca atare, spune președintele PNL Nicolae Ciucă, referitor la candidatura sa la alegerile prezidențiale din toamnă, despre o formulă comună cu PSD în care un partid să dea președintele și celălalt premierul și comisarul european. Ciucă a afirmat că sunt ipoteze valide, dar în momentul de față niciuna nu este pe masa discuțiilor. Asta după ce sigur că da, prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, spunea că nu e după Nicolae Ciucă, e după cum vrea partidul, partidul care îl va obliga pe Nicolae Ciucă să candideze. Procurorii de la parchetul european condus de Laura Codruța Kövesi preiau ancheta privind negocierile pentru achiziția de vaccinuri dintre șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și conducerea companiei Pfizer. Von der Leyen este investigată pentru interferență în funcții publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese, potrivit unor documente legale consultate de Politico. În timp ce procurorii europeni investigează presupuse infracțiuni penale, nimeni nu a fost încă acuzat în legătură cu acest caz. Păi, e și firesc. Vorbim despre pagube fără vinovație. Cu tremur politic în Turcia, Partidul Republican al Poporului a obținut o victorie fără precedent din 1977 încoace în alegerile locale, arată rezultatele aproape definitive. Potrivit unor observatori, aceasta este cea mai mare înfrângere a președintelui Recep Tayyip Erdoğan de când se află la putere, iar liderul de la Ankara a recunoscut că este un moment de cotitură și a promis să respecte decizia națiunii. Hamas prezintă în premieră scuze locuitorilor din Gaza pentru suferința cauzată de război. Într-o lungă declarație postată pe canalul său de Telegram, mișcarea islamistă palestiniană își reiterează totuși dorința de a continua acest război, care ar trebui să facă posibilă obținerea victoriei și libertății pentru palestinieni. Hamas pretinde de asemenea că este în dialog cu toate componentele societății din Gaza pentru a rezolva problemele cauzate de ocupație. Evident, probabil că își dau seama de faptul că pierd din teren, pierd din suportul popular pe care îl dau oamenii din Gaza. Eu sper că acei oameni, acei 2 milioane de oameni, să se trezească, să-și dea seama că ei sunt doar scuturi umane vii în fața acestei grupări teroriste numite Hamas. Sport acum. Spectacolul din Superliga se vede pe Prima Sport. Partida Dinamo Petrolul se joacă astăzi de la 20:30 în cadrul etapei secunde din play-off și va fi transmisă pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Dinamo este pe locul 15, la doar două lungimi de primul loc, care îi asigură menținerea în Superliga,
De cealaltă parte, petrolul se află pe 11 și are nevoie de victorie pentru a se îndepărta de locurile de retrogradare. Spectacol și în Liga a doua. Tot pe Prima Sport 1, de la ora 17:30, începe partida Csíkszereda-Schellenberg în cadrul primei etape din play-off-ul Ligii Secunde. Înaintea partidei, Csíkszereda ocupă locul 6 și e neînvins în ultimele 6 etape. Schellenberg ocupă poziția secundă, iar în cazul unei victorii va redeveni liderul Ligii Secunde. Metoda finală. Vremea se schimbă radical. Începând din această seară, meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt mai întâi în jumătatea de vest a țării, iar de marți dimineață va fi vânt în toată țara pentru unele zone, fiind emis avertizare cod portocaliu. Regimul termic va fi unul normal pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 10 și 16 grade și minimele între 3 și 6 grade. Acestea au fost principalele titluri. Da, suntem aici în Prima News și comentăm această situație în care, iată, România se află în spațiul Schengen aerian și naval. Vreau să-i mulțumesc domnului Teodor Popușcaș, general de poliție, fost comandant al Poliției Cluj, pentru prezența în platou. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule general. Mulțumesc și eu. Domnul Mihai Fifor, parlamentar, fost ministru, parlamentar PSD, fost ministru al apărării. Domnule ministru Fifor, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și pentru invitație. Bună ziua! Pornesc că de la dumneavoastră. E o victorie această intrare, e o victorie de etapă. Se putea mai mult în acest moment. Cât contează pentru România faptul că suntem în aerian și naval în Schengen? Eu cred că este mai mult decât evidentă reușita aceasta a României după atâția ani în care România a încercat pe toate căile să adere la spațiul Schengen, mai ales în condițiile în care sunt mai bine de 12 ani, iată, de când România îndeplinește toate condițiile tehnice pentru aderarea la acest spațiu. Până la urmă totul s-a rezumat la o decizie politică și ați văzut și dumneavoastră cât de complicate au fost toate aceste negocieri pentru ca România să poată să obțină consensul necesar aderării la spațiul Schengen, fie și pentru început pe cale aeriană și maritimă. Un lucru este cert, sunt măsuri guvernamentale și o strategie guvernamentală foarte bine pusă la punct, care, așa cum spunea și premierul Marcel Ciolacu, ne va ajuta ca până la finele anului să intrăm în spațiul Schengen și pe cale terestră, deci să fim practic cu totul integrați în acest spațiu. Este o victorie de etapă, dar mai avem, zic eu, câteva luni de așteptat să putem să închidem odată pentru totdeauna subiectul acesta și tema aceasta foarte dureroasă pentru foarte mulți români care, din păcate, simt o frustrare uriașă și pe bună dreptate, pentru că sunt afaceri care sunt încetinite. Dacă vreți, până și din punct de vedere militar, la un moment dat a fost o problemă pe mobilitatea militară, dar acest lucru s-a încercat să se rezolve printr-un soi de Schengen militar. Una peste alta, cred că anul acesta va aduce aderarea României la acest, integrarea României la acest spațiu. Da, o să revin, domnule Fifor, vă rog să rămâneți cu noi, o să revin, iată, la acest optimism pe care l-au unii lideri, l-ați amintit pe Marcel Ciolacu, domnule general. Când conduceați un inspectorat, atunci s-a vorbit pentru prima dată sau s-a vorbit aplicat de ceea ce înseamnă securizarea frontierilor și prezența în spațiul Schengen, pentru că erau și acele negocieri care se purtau cu Uniunea Europeană în respectiva perioadă. Credeți că, mai cu seamă, conduceți una dintre cele mai importante firme de pază din România. În acest moment, vi se pare că e pregătită România? Suntem aerian și naval în Schengen, vrem și terestru, dar eu nu mă pot gândi mai departe la faptul că un primar de mare municipiu a plecat fluierând din țară cu un buletin cu 10 ani, al unei persoane cu 10 ani mai tânără ca el. E vorba de Cătălin Cherecheș, de la Baia Mare. Am dat doar așa un exemplu care mi-a venit în minte. Credeți că suntem, nu știu, pregătiți, suntem acolo unde trebuie? Spunea și domnul ministru Fifor că de 11 ani îndeplineam aceste condiții tehnice. Opinia mea este că nu putem să fim nihiliști și că realmente acest pas este un pas mare spre integrarea noastră totală în Uniunea Europeană, inclusiv în spațiul Schengen. În ce privește pregătirea tehnică, desigur că sunt peste 20 de ani de când noi am intrat în Uniunea Europeană, în toți acești ani. Și înainte de asta s-au făcut pregătiri masive din punct de vedere tehnic la securizarea frontierelor. Acum,
că mai există uscături și că există cazuri atipice, ca să spun așa, sau care ne-ar putea da exemple negative, vor fi întotdeauna, indiferent că stăm noi în afara Schengenului, asemenea lucruri. Ceea ce este cert că această voință politică a fost amânată de către Austria în mod imprevizibil. S-a petrecut acest lucru, că Austria, din punct de vedere politic, a amânat această decizie pe motive care... Dar se arată și o slăbiciune a, nu știu, a diplomației noastre, că n-a anticipat. La nivel înalt, la nivelul cel mai înalt, arată totuși că, din punct de vedere tehnic, pentru că Austria se pare că n-a obiectat prea mult legat de această chestiune, ci de problematica migrației, care nu este, după părerea mea și după informațiile care sunt, se regulează de o asemenea învergură încât să facem asemenea tamponări radicale. Deci, eu zic că, din punct de vedere tehnic, suntem acolo unde trebuie, mergem cu pași repezi spre o și mai bună securizare a frontierelor de est a Uniunii Europene, și asta datorită nenorocitului ăsta de conflict care este la hotarele Uniunii Europene și a României. Deci, suntem pregătiți pentru Schengen. Și va fi o chestiune extrem de benefică. Revin, domnule general, vreau să-l salut și pe domnul Daniel Buda, europarlamentar PNL, vicepreședintele Comisiei de Agricultură a Parlamentului European. Domnule Daniel Buda, mâine ar urma, iată, să înțeleg să fie o ședință comună, o conferință comună a miniștrilor de interne român și austriac. Să ne așteptăm, nu știu, la decizii sau la rezoluții care să dea speranțe pentru ceea ce spunea și premierul Marcel Ciolacu, că am putea intra terestru chiar în 2024? Da, dar trebuie să vă salut și eu și pe noastră și pe invitații dumneavoastră din platou și pe cei care ne urmăresc. Aș vrea să fie foarte clar un lucru. Nu ca pe discuție că suntem într-o victorie de etapă extrem de importantă pentru România și faptul că astăzi suntem aici este rezultatul unui efort de-a lungul timpului depus de diplomația românească. Pentru că din punct de vedere tehnic, așa cum spuneam mai devreme domnul Virgil Arderan și domnul Vivor, eram, să spun așa, și suntem pregătiți pentru ceea ce înseamnă gestionarea eficientă a acestui spațiu aerian în fața zonei Schengen. În același timp, aș vrea să vă spun că sunt 7 state în Uniunea Europeană care au intrat de asemenea etapizat în spațiul Schengen, inclusiv Austria a intrat în 2 etape. Evident însă că în momentul de față punem în discuție necesitatea intrării și pe care terestră, deoarece din punct de vedere economic suntem extrem de afectați. Vedem camioanele care stau cu zilele prin vămi și acest lucru se datorează pe de-o parte și birocrației, dar și a unei incapacități în ceea ce înseamnă autoritățile să poată să proceseze aceste documente, pentru că pur și simplu aceste vămi au fost făcute pe vremea comuniștilor, pe vremea lui Ceaușescu și este foarte complicat acum să absoarbă un trafic atât de intens. Și vreau să vă spun un lucru, că astfel de cost de camioane le întâlnim peste tot în Uniunea Europeană, și la Bruxelles, și în Franța, la Strasburg, la Paris, adică avem astfel de ambuteaje, nu sunt doar în vâm, pentru că pur și simplu circulația mărfurilor este una foarte intensă și este foarte bine că se întâmplă acest lucru. Acum să vă dau un răspuns legat de așteptările pe care le avem urmarea acestei discuții pe care domnul ministru Predoiu le va avea mâine. Cu siguranță că se va discuta foarte intens acest palier. Toate discuțiile concură în ceea ce înseamnă intrarea României în spațiul Schengen anul acesta, deoarece spunem noi că dincolo de ceea ce am spus până acum că suntem pregătiți, vom avea ocazia să demonstrăm că suntem în măsură să protejăm spațiul Uniunii Europene, iar această intrare, practic, în spațiul Schengen pe cale terestră, va permite României să-și securizeze odată în plus granițele terestre pe zona Republicii Moldova, pe zona de Ucraina, pe zona de Serbia, acolo unde avem graniță cu alte zone de afara Uniunii Europene. Deci, sunt de un optimism moderat faptul că vom intra anul acesta în spațiu. Domnule Buda, l-am văzut pe un coleg de-al dumneavoastră europarlamentar, prim vicepreședinte PNL, care spunea că își dorește ca domnul
Nehammer și domnul Carner să piardă aceste alegeri. Aceste alegeri. Deși e partea aceiași familii politice europene. Dumneavoastră personal, ce vă doriți cu privire la reușita domnului Nehammer în alegerile interne? Eu vă spun un lucru. Doamne ferește să fie o pierdere masivă a lui Nehammer în alegeri. Pentru că domnul Bogdan își dorește treaba asta. Sunt extremiști. Mai putem să avem dorințe diferite. Sunt extremiști care vor veni la putere în Austria și cu siguranță nu vom fi într-o situație mult mai bună decât suntem astăzi. Am urmărit și declarațiile domniei sale. Sigur, acolo, Carmen Nehammer este pe locul 3, tot mai urmare a acestei chestiuni legate de migrație și migranți există enorm de mult în Austria, doar că nu România este responsabilă de prezența acestor migranți în Austria, ci au alte rute de migrație, Serbia, Ungaria și așa mai departe, și nu România este responsabilă. De altfel, este foarte important într-o chestiune, și anume că Austria n-a reproșat într-un final României incapacitatea neapărat de a gestiona granițele frontierelor externe, ci însăși nefuncționalitatea spațiului Schengen în ansamblul său și că ar trebui să fie reformat în ansamblul său, și a folosit această chestiune ca un mijloc de constrângere pentru Comisia Europeană și pentru ceea ce înseamnă adoptarea unui nou regulament pentru azil și migrație, ceea ce de altfel s-a și întâmplat și aici s-a făcut un pas uriaș în această direcție. Deci eu spun că lucrurile sunt într-o situație relativ bună, sunt într-o direcție. Bun, cred că s-a întrerupt această legătură. Merg la, dar revenim la domnul Buda, merg la domnul Fifor și merg și la domnul general. Domnule Fifor, în momentul de față vorbeați iată de un optimism al premierului Ciolacu. Pe ce se bazează acest optimism? Că în 2024 am putea intra, am văzut și o declarație recentă, chiar la Prima News, cred că a domnului Iulian Fota a fost secretar de stat la externe, acum nemai fiind secretar de stat, poate că are și niște frustrări sau niște supărări, dar spune că nu știe pe ce se bazează când premierul vine și folosește astfel de scenarii, de termene, respectiv 2024. Domnule ministru Fifor. E posibil să fi pierdut legătura, dar refacem aceste legături telefonice. Domnule general, pe ce se bazează acest optimism? În primul rând că suntem cu un pas în Schengen. Deci, înapoi se mai poate da? Se pune întrebarea, retorică. Mai putem da înapoi sau suntem cu un pas acolo? Suntem cu un pas în Schengen, da? Da, dar deci, 2024, atunci da, spune premierul Ciolacu. De ce nu? De ce să nu ne propunem asemenea depunerea unor asemenea diligențe peste tot? De orice natură. Lobby, cum să spun eu, un termen popular, trafic, sau eu știu ce se petrece, diplomație puternică, eu știu, militantism la nivel european, din acest punct de vedere. Suntem la granițele unui război, iar România este aici, e acolo, ea nu s-a mutat, nu se mută. De ce? Să nu milităm pe aceste chestiuni și să negociem puternic acest al doilea pas și integrarea totală. De ce să nu ne propunem acest 2024 ca an al împlinirii acestor eforturi de a intra în Schengen și de a fi pe deplin în Europa, cu toate capacitățile și forțele noastre, pentru că ni se cer foarte multe din acest punct de vedere, sub aspectul NATO. Dar credeți că odată ce vor fi terminate aceste alegeri, pentru că domnul Daniel Buda vorbea despre faptul că totuși să nu ajungă, nu știu, partidele de extremă în Austria, de l-am văzut pe domnul Bogdan care spunea că și-ar dori să piardă Nehammer aceste alegeri. Credeți că odată, indiferent de cine va veni, odată terminate aceste alegeri, că pe urmă ai spectru de 4 ani și în 4 ani impresia și emoția și opinia publică se schimbă. Credeți că, practic, alegerile sunt o cheie sau, nu știu, o piedică în integrarea noastră și terestră, cel puțin pentru moment? Eu cred că nouă ne trebuie un echilibru din acest punct de vedere. Peste tot. Atât în țară, cât și în demersurile noastre puternice la Bruxelles și în instituțiile europene și în relațiile bilaterale cu Austria sau cu alte țări. Aici ne trebuie extrem, extrem de mult echilibru. Asemenea afirmații că ne dorim să pierde unul, că ne rugăm nu știu unde să câștige nu știu cine sau să nu câștige, nu sunt la îndemâna noastră să le punem. Numai că ne dorim, e o chestie emoțională. Nu cred că domnul Rareș Bogdan a stăruit să gândească profund aceste lucruri, ci e un sentiment din ăsta mai mult de a pedepsi pe cei care la un moment dat
nu ne-au admis acolo. Da, o să revin, domnule general. Merg la domnul ministru Hifor. Domnule ministru Hifor, pe ce își bazează optimismul domnul Marcel Ciolacu când vorbește de 2024 ca posibil termen de integrare? Poate pare că există deschise linii de negociere și există un efort diplomatic, zic eu, susținut pe care România îl face pe diverse canale. Cred că despre asta este vorba atunci când premierul Ciolacu asumă astfel de declarație. Și în general, cam ce a asumat premierul Ciolacu s-a și realizat. Nu am avut surprize să ratăm ținte asumate de premier până în momentul de față. Cert este că e nevoie de un efort diplomatic susținut și lucrul acesta, sigur, trebuie făcut transpartinic, pentru că e important ca România să aibă o singură voce în acest sens. Dacă vreți, poate parte a eșecului diplomatic din ultimii ani s-a datorat tocmai și acestui fapt că, în general, au fost voci din România care au făcut un lobby împotriva aderării și integrării României în spațiul Schengen. Ne aducem aminte voci de europarlamentari care chiar în Parlamentul European au avut o retorică total opusă retoricii oficiale a statului român. Acum, eu sunt absolut convins că România a dovedit și va dovedi, iată, și cu aceste două zone, aerian și maritim, că este un stat care are drepturi egale și de plină cu toate celelalte state ale Uniunii Europene. Și nu cred că vom avea probleme ca până la finele anului să avem această aderare. Sigur, urmează alegeri europarlamentare. Ne uităm cu mare atenție la ce se va întâmpla în luna iunie în Parlamentul European, care va fi configurația acestui Parlament European. Ascultam mai devreme pe domnul europarlamentar Buda, da, cu o îngrijorare firească. Nu știm ce se întâmplă dacă Parlamentul European va avea o configurație în care vor domina partidele extremiste cu o retorică xenofobă și o retorică, eu știu... Acum, domnule ministru, asta e democrația. Dacă celelalte partide nu știu să convingă electoratul și marea masă... Sigur că asta e democrația, însă retorica asta bazată pe o politică împotriva migrației, pe o politică împotriva aderării unor state, iată, chiar la spațiul Schengen, nu poate decât să ne preocupe și să ne îngrijoreze. Nu avem cum să rămânem pasivi. E adevărat. Vă rog. Domnule ministru, mulțumesc. Vreau să trec și la domnul Buda, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Domnule deputat Buda, în momentul de față se vorbește despre spațiul Schengen terestru, dar vedem foarte multe controle în diverse state care au graniță în spațiul Schengen. Nu știu, între Austria și Germania au fost astfel de controle. 9 ne sunt cerute, de pildă, controle mai aspre între România și Ungaria de către partea austriacă, tocmai în acest demers de a ne primi în zona terestră. Păi, nu știu, se mai avantajos să treci în spațiul Schengen în măsura în care deja se impun astfel de controle la granițele din interiorul Schengen? Da, nu cabe discuție că este avantajos, pentru că până la urmă, chiar dacă se fac niște controle aleatorii, este important totuși să există o anumită fluidizare a traficului între România și Ungaria. Vreau să vă spun că m-am fost până cu 3 luni de zile în Austria cu mașina și există control aleatoriu între Ungaria și Austria. Merg lunar de la Bruxelles, deci din Belgia, în Franța, la Strasburg. Există controle care se fac la graniță. Adică aceste controle, până la urmă, nu afectează existența spațiului Schengen. Ele sunt absolut, aș putea spune, indispensabile într-o perioadă extrem de complexă și cred că mai devreme domnul Ardelean spunea de aceste norocite de conflict. Nu sunt Ardelean, sunt Popușca Șteodor, domnul Buda. Popușca Șteodor. Nu, ați repetat și de aia mi-am permis să vă corectez. Foarte bine că ați repetat. Mulțumesc frumos. Vă seamănă vocea. Acest conflict de norocit cu Ucraina este logic să aibă astfel de controle aleatorii, pentru că până la urmă țin de ceea ce înseamnă asigurarea siguranței noastre de zi cu zi. Și de aceea este foarte, foarte important că aceste controle să existe și nu trebuie să sperie, să se preocupe pe nimeni. Ceea ce însă, și dacă voi să fac un apel public la toți actorii implicați și la populație, să respectăm regulile care sunt impuse legate de ceea ce înseamnă trecerea cu minorii, cu avioanele și așa mai departe, pentru că până la urmă, de felul în care ne vom purta și vom manifesta preocuparea și vigilența și așa mai departe
pe componenta aceasta de a gestiona spațiul aerian, va depinde foarte mult și ceea ce înseamnă intrarea României în spațiul Schengen pe cale terestre. Pentru că, domnul Alonso, a spus că domnul Cherecheș a mers cu un, a ieșit din țară cu un buletin cu o persoană de 10 ani mai tânără. Ei, iată că această lipsă de vigilență a unor funcționari care, sigur, sunt obosiți și așa mai departe, sunt foarte multe... Da, domnule Buda, e interesant de urmărit dacă răspunde cineva pentru... Nu știu, e o anchetă în curs, a terminat ancheta, a fost nu deferit. Cine nu muncește nu greșește, este clar. Dar este important totuși să nu avem astfel de chestiuni care să devină, chestiuni uzuale și așa mai departe. Și este important până la urmă să fim cu toții vigilenți în această logică a ceea ce înseamnă gestionarea acestei situații vis-a-vis de spațiul Schengen aerian. Și sunt convins că autoritățile din România vor face față acestei chestiuni. Bun, domnule Daniel Buda, domnule Mihai Fifor, vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru prezența în emisiune, pentru analiză. Sper să acceptați și invitația viitoare. Facem o foarte scurtă pauză, revenim aici cu domnul general Teodor Popușca și în câteva momente rămâneți cu noi. Da, am revenit aici în povestea noastră la Prima News. Discuția e legată, sigur că da, de ceea ce înseamnă astăzi spațiul Schengen. Cât de mult ne ajută, cât de mult, nu știu, ne face să avem speranțe pentru ceea ce urmează dacă intrăm și terestru. În continuare alături de mine, domnul general Teodor Popușcaș. Domnule general, tocmai pentru că discutăm iată despre acest traseu, acest itinerariu Schengen și vorbeam iată despre, hai să spunem, speranțele sau optimismul pe care îl are fiecare român în parte, că vedem că la nivel public, la nivel politic, oamenii sunt foarte, foarte optimiști. Eu sunt și eu sunt optimist, dar încerc să fiu realist, pentru că în foarte mult timp lucrurile astea nu s-au întâmplat. De 11 ani să îndeplinești criteriul tehnic și să nu intri totuși în acest spațiu de liberă circulație, e cam mult. Dar, revenind, credeți că ne schimbă, apropo, ca un om, ca profesionist al Ministerului de Interne, ne schimbă cumva faptul că intrăm în spațiul Schengen? Devin mai responsabili oamenii, lucrătorii din sistem, românii în general? Sau lucrurile astea cumva vin până la urmă ca decizie politică? Eu zic că ar trebui să ne schimbe și pe noi. Da, într-adevăr, este o decizie clar politică din câte s-a observat negocierile și discuțiile din ultimii ani. Dar trebuie să înțelegem mult mai în profunzime această intrare totală în spațiul Schengen. Și nu numai acele ieșiri ale noastre afară, că și eu ies de 4-5 ori pe an și tocmai în Austria cu o nepoțică la schi, că acolo sunt spârtiile. Bune. Dar nu acolo este cuiu cătării după mine. Cuiu cătării este interesele și sunt interesele economice de mare anvergură care sunt între România și celelalte state europene. De ce nu? Poate prioritare în relația cu Austria, pentru că știm cu toții ce a dobândit Austria după intrarea noastră în Uniunea Europeană și în perioada de preaderare, ce s-a petrecut cu anumite negocieri, cu anumite investiții austriece în România și foarte, foarte multe investiții și multe activități comerciale vor fi decisive în această negociere. Sigur că și partea aia cu mașinile noastre stând în granițele terestre, da, mașinile mici, e importantă. Dar e important cât stau tirurile, cât marfă stă pe drumuri și nu accede cât mai repede în zonele unde trebuie descărcată. Atât încoace spre noi și spre Uniunea, spre estul Uniunii Europene, așa zis, dar și încolo spre Uniunea Europeană. Noi, părerea mea și noi am mai discutat aici, un pic poate că am greșit, pentru că acel culoar Constanța, Timișoara, Seged, Rotterdam, ar fi trebuit să fie de mult dezlegat cu o autostradă, pentru că acolo sunt două fabrici mari pentru care capitaliștii, cum le spun eu, sunt interesați. Este Dacia și Fordul. Și acolo trebuia culoarul întins de autostradă și de transport terestru și atunci, sigur, s-ar fi discutat cu mult altfel la această viață. Dar uitați, asta e o chestiune foarte interesantă și revin apropo la pregătirea românilor și a lucrătorilor din sistem. Dar noi intrăm probabil terestru în 2024, dar noi nu avem, ca să spun așa, zona asta de rețea, de infrastructură, un culoar foarte bine pus la punct. Nu, nu-l avem, pentru că, iată, ne opintim
destul de tare ne opintim și ne împiedicăm la acest a trei. Dar, după părerea mea, acel culoar, și am mai discutat-o, amintesc eu aici la emisiune, acel culoar Constanța, unde se putea construi mult mai repede și aveam acolo o autostradă, dar la un moment dat am auzit și un comentariu de genul că era Dragnea pe atunci. Ce lege Telemannul de București? Nu se pune problema așa. Problema se pune Constanța, Amsterdam, Rotterdam, partea de vest a Europei. Acolo se pune problema. Și noi aici am fi câștigat enorm de mult cu o autostradă deschisă pe acel culoar, pentru că de la Seged încolo te duci până la capătul Europei, ca să spun așa. Deci aici, dacă noi suntem dibaci și vom pregăti și aceste lucruri, sigur că vom accede mult, mult mai repede spre anumite alte criterii și valori care ne interesează din punct de vedere economic, repet. E important și acest lucru că austriecii fac controle intempestive sau inopinante la mașinile care ies, la persoanele care ies. Dar cel mai important lucru sunt șirurile îndelungate de tiruri cu mărfuri care stau în granițe săptămâni. De asta eu cred că văd toți românii care trec o dată prin graniță, că văd că e acea coadă desinată tirurilor care, într-adevăr, așteaptă acolo ore în șir. Transportatorii, comercianții, mari importatori și mari exportatori de mărfuri trebuie să aibă un cuvânt puternic de spus și o decizie extraordinară în a face celălalt pas, pentru că, repet, și așa cum am spus la începutul motivației pentru al doilea pas, suntem acolo. Deci, acum nu mai putem spune că suntem în rândul 3 la masă. Suntem la masă, chiar dacă nu putem pune pe masă decât o mână. Păi vedeți că ne lipsește, că stau să mă gândesc apropo și aeria. Naval acum, sigur că da, maritim, probabil că sunt, de pildă, curse importante cu, încărcătură mare care să deservească, ca să spun așa, anumite industrii. Dar mă gândeam, domnule general, la faptul că noi în țară, cred că în afara Bucureștiului și, dacă greșesc, să mă infirme cei care ne urmăresc, noi nu avem un terminal cargo major pe aeroportul din România, de unde să transportăm marfă. Că vorbim, noi suntem la punctul Cluj. De pildă, se vorbește la Cluj de cel puțin 16-17 ani de un terminal cargo, care să facă, nu-i așa, mari deplasări, măcar în spațiul comunitar, pentru că, sigur, s-a vorbit și de posibilitatea unor zboruri transoceanice, ceea ce mie mi se pare destul de complicat și destul de, adică nu complicat, da, destul de îndepărtat ca și timp. Dar noi nu avem nici măcar zona asta de cargo foarte bine pusă la punct, tocmai pentru că acum aerian putem zbura în spațiul Schengen. Și tocmai pentru că cu temele astea de infrastructură stăm foarte prost. Personal, credeți că la nivelul lucrătorilor suntem acolo unde sunt și ceilalți? Adică fac față oamenii noștri? Cred că la nivelul lucrătorilor suntem acolo. Dar cum ziceți și dumneavoastră, iată că infrastructura logistică, suportul logistic a unui asemenea demers puternic, nu l-am gândit mai larg, mai amplu, mai profund. Și neavând aceste suporturi logistice, ne va fi poate un pic mai greu să ne adaptăm repede la acele stări. Dar din punct de vedere al personalului, nu suntem cu nimic mai prejos de nimeni din Europa, zic eu. Și a dotării personalului și a tot ce însemnează pregătirea noastră pentru acest mare și puternic demers. Citeam zilele trecute pentru că un astfel de terminal cargo s-ar putea să se facă lângă București la 60 de kilometri, undeva în județul Ialomița, unde există și a fost o zonă de aeroport și sunt câteva zeci, sute de hectare care sunt puse la dispoziție de Consiliul Județean într-un parteneriat public-privat pentru ca să se facă asemenea lucruri. Și, nota bene, poate merge mai repede spre chestia asta. Dar știți, mi se pare fascinant faptul că vorbim despre infrastructură. Noi nu avem o autostradă care, iată, să lege acest coridor european. Nu avem nici terminale cargo
în țară, deși se discută despre ele de ani de zile. Și dacă m-am uitat pe harta țării, avem aeroporturi în foarte multe locuri. De pildă, nu știam că avem la Tulcea. Sunt vreo 300 de pasageri pe an care tranzitează aeroportul Tulcea. Păi dacă avem atâtea aeroporturi în nu știu câte orașe, măcar două ar fi trebuit să aibă disponibilitatea sau da, structura, uite, infrastructura este asta. Este Brașovul cargo, care s-a deschis recent. Nu știu acolo ce au făcut, că au reușit să facă ceva mai serios, deși mă îndoiesc că s-au îngrijit de chestia asta, pentru că văd că ținta principală e numărul de zburători, de călători cu avionul. Bun, acum dacă ar veni din afară, știți, dacă ar fi de pildă că mergeți la schi în Austria, dacă ar fi un Brașovul, o regiune tip Salzburg, în care să avem, ca să spun așa, turiști care să vină din afară. Și aici eu, poate, nu știu, ne aud și alții, poate care ar pune niște destinații spre Salzburg și din Cluj mai dese. Dar apropo, dacă ar fi o astfel de destinație în care să vină turiști din întreaga lume pentru o zonă de genul ăsta de, nu știu, sporturi de iarnă sau habar n-am, pentru vară într-un poate număr mare. Poate s-ar gândi și la cargo. S-ar gândi poate și la cargo, dar așa s-ar justifica, domnule general, un aeroport la Brașov. Pentru că altfel mi se pare că e cumva... Da, sigur. E că cam bifat așa o chestiune electorală. Am făcut un aeroport și cu două zboruri suntem aici pe hartă. Exact, suntem aici pe hartă. Cu un punct care ne lăudăm un pic. Toate astea ar trebui legate în strategii pe ani în continuare, pe decenii poate chiar, aceste lucruri. Ori de 20 de ani de când suntem în Europa, le puteam gândi oarecum strategiile acestea de... Eu mi-amintesc că se discuta la un moment dat despre dezvoltarea aeroportului din Cluj, pentru că altfel, în regiune, nefiind aeroport pe 250 de kilometri rază, diametru, se dezvoltă aeroportul din Debrețin și preia anumite lucruri. Iată că există și aici un gen de strategii, de concurențe. Și am înțeles că și ei au dezvoltat foarte puternic ungurii aeroportul din Debrețin. Noi ce facem? Noi trebuie să facem și noi ceva. Dar mai ales pe zona asta, repet, comercială, de transport marfă, import, export de marfă, care se duce foarte repede. Știți acum, vă rog. Dacă revenim la suportul logistic și ne oprim un pic și la trenuri, la calea ferată, la noi e dezastru. Da. La noi este dezastru. Cei dincolo, vedem dacă trecem. Păi da, din punct de vedere 150 de ferate, km la oră, de căile ferate, care nu-i scump. Chiar nu-i scump. Da. E mai ieftin decât, ca să spun așa, decât transportul... e mai scump. E mai scump, că înțeleg că de asta nu se merge foarte mult pe zonă feroviară, dar ar putea fi, nu știu, mai eficient. Ar putea fi o variantă. Dar știți, mă gândeam apropo la Debrețen, că a spus că dacă facem autostradă de la București prin sud, și-ar lega Dragnea Alexandria de București. De pildă, Debrețenul a câștigat în această perioadă, și asta o știu de la niște prieteni maghiari, și-au câștigat. Apropo, sărbători pascale fericite sărbători fericite pentru cei care sărbează Paștele astăzi, pentru prietenii catolici reformați, luterani, pentru președintele în exercițiu. Mi-a plăcut foarte tare, asta așa ca divagație, mi-a plăcut foarte tare fotografia unui coleg că a fost viral în weekend, poza cu domnia sa în pantaloni scurți, în tricou, s-a dus la golf și cineva scria vestitorul primăverii. Mi s-a părut absolut genial comentariul respectiv la fotografie. Dar revenind, domnule general, la Debrețen, evident, a investit foarte mult Victor Orban prin prisma faptului că Budapesta e un oraș cu administrație de opoziție, de opoziție la partidul Fidesz pe care îl conduce domnul Orban. Și atunci și-a mutat atenția spre Debrețin și a creat această bază destul de mare și înțeleg că e un pol de dezvoltare important care generează concurență pentru România în mod semnificativ. Dar pornind de la acest lucru, credeți că în general, în perioada următoare, iată că am intrat și în spațiul Schengen, avem capacitatea, nu știu, de a duce la un alt nivel și zona aeroportuară din România, măcar să contăm în Schengen, dacă tot am intrat în treaba asta. Avem 4 mari aeroporturi, București, Iași, Timișoara și Cluj. Și mai e unul la care eu cred că se vor întâmpla lucruri, la Bihor, la Oradea. Asta prin prisma faptului că e un tip acolo care se pricepe. Din punctul meu de vedere, odată cu finalizarea acestui an, care este extrem de încărcat de alegeri și de promisiuni
electorale, pe lângă toate aceste promisiuni electorale, ar trebui câteva lucruri pragmatice. Și unul din ele, iată, este acesta, că odată intrați în spațiul Schengen cu toate bagajele, să ne propunem strategii de dezvoltare a acestor suporturi logistice de lucru cu spațiul Schengen, cu Uniunea Europeană și, de ce nu, și cu alte hotare, cu alte țări de peste alte mări. Deci, aici va trebui să facem niște strategii. Și guvernul care, acum, hai să fim înțeleși, dacă mergem în tandemurile astea, va avea o majoritate, un echilibru extraordinar. Cele mai mari două partide politice vor merge mână în mână la guvernare. Eu sper să-și devină ca minte și ca gândire, ca pragmatism și să gândească strategii, planuri de viitor, poate nu numai pentru 4 ani, ci legiferate și aduse la regim normal ca strategii politice până la 2030-2035. De ce nu? Eu sper ca președintele care va fi să aibă o asemenea viziune de politică externă, ca să spun așa, de strategie, de susținere a politicilor externe prin baze logistice și materiale. Sper, zic, pentru că s-ar putea să ne cufundăm din nou în asperități din astea de gașcă, că noi nu suntem socialiști, că suntem liberali, că ia de altă viziune și așa mai. Dacă ne-am înhămat la căruță, atunci o tragem de un colo, urcăm dealul cu ea. Nu? Ne spargem, ne rupem hamul. Ori cred cu tărie că trebuie să vină un asemenea moment și pentru România. Da, ați făcut politică, sunteți atent la fenomen. Cum vi se pare, iată, această alianță? Faptul că două partide mari, două partide relativ diametral opuse, pentru că n-aș mai spune că sunt atât de opuse, dacă mă gândesc la transferul de primari pe care l-au făcut în acești ani. Și chiar de lideri importanți. Cum vi se pare această alianță? Nu, de mult nu sunt separate, ca să spun așa. De ce? USL-ul din 2012, care ar fi vrut să dea președinte și mai înainte cu un mandat au mers împreună USL-ul din 2008 până în 2012. Nu e o chestie de noutate. Și mai mult decât oricând, sau poate mai mult decât atunci, acum interesul național este clar cu totul altul și mult mai profund și mult mai minuțios analizat interesul nostru național. Unde mergem și control ne detăm și care e calea cea bună. Deci pe mine, că pe oricine n-are cum să mire acest mariaj. Indiferent dacă e cu dragoste, nu e cu dragoste și așa mai departe, cum cataloghează unii, că te căsătorești fără dragoste. E un mariaj în interesul țării. Haide să-l susținem și să mergem cu el cât de departe putem în acest interes al țării. Până unde gândim acest interes al țării cu această căsătorie care treptat începe să se legitimeze. Iată că o primă legitimare a fost anul trecut când s-a schimbat guvernarea. Da. În mod pașnic au trecut, deși au fost niște frecușuri atunci, de la unii la alții. Unii au mai visat încă că vor merge la guvernare liberali. Iată că s-a îndeplinit ceea ce și-au propus și e o legitimare a mariajului și eu sper să meargă mai departe cu minte și cu înțelepciune, trecând peste acest an care este destul de anevoios din anumite puncte de vedere. Domnule general, suntem chiar pe final și poate acceptați invitația într-o ediție viitoare să vorbim mai pe larg de poliție. Cumva poliția e o situație conexă subiectului pe care îl discutăm, cel legat de Schengen. Cum vi se pare poliția română astăzi? O poliție subdimensionată pe alocuri, în foarte multe situații, cu gardienii publici ridicați la rang de poliție locală, o structură sui generis pe care eu aș desfința-o. N-aș vrea să comentăm, pentru că este o lege dată de Parlamentul României, acolo la poliția locală și ar trebui să intrăm în foarte multe detalii dacă vrem să facem un comentariu. Deocamdată suntem... Vă citesc pe dumneavoastră, ca plătitor de taxe și impozit, plătitor... am dreptul la opinie și... Aveți dreptul și eu am dreptul și unele lucruri ar trebui încă comentate, îmbunătățite și așa. Dar poliția română... Dar poliția română, în esența ei, în cadrul ei, ea, datorită factorului politic, și nu mă feresc să spun acest lucru, ea a fost tot timpul ciupită.
ruptă câte o halcă din poliția română. Tot asta a vrut să se vadă cu denumirea de polițiști. Polițiști de animale, polițiști de locali, polițiști de toate felurile. Și datorită acestui fapt, a factorului politic care a reușit să ducă la valori negândite acest lucru, că nu facem stat polițienesc, deci sintagma asta a dăunat extrem de tare Poliției Naționale Române, iată că suntem în această postură în care foarte greu dobândesc salarii, foarte greu se așează și se reașează pe experiență și pe expertiză cu competențe extrem, extrem de clare și întrebăm niște comentarii. Eu n-am fost de acord niciodată să împărțim așa de tare Poliția Română. Aș fi vrut un corp puternic al Poliției Naționale Române. Astăzi, absolut de acord. Unii sunt la DNA, alții sunt în alte părți. Domnule general, rămâneți să prelungim acest subiect într-o altă ediție. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Facem o foarte scurtă pauză, revenim apoi cu o discuție legată de vaccinarea obligatorie, pentru că un fost ministru al Sănătății face apel să se introducă, iată, acest sistem al obligativității, așa cum de pildă se întâmplă în Italia. E bine, e rău, o să discutăm cu specialiști, dar aștept și părerile voastre. O foarte scurtă pauză, revenim. Am revenit aici în Prima News. Vă spuneam înainte de pauză că aș vrea să discutăm despre vaccinarea obligatorie, despre o lege care stă în sertarul Camerei Deputaților după ce a trecut prin Comisia de Sănătate acestei Camere a Deputaților în 2020, fiind adoptată în unanimitate. Deocamdată lucrurile sunt, ca să spun așa, într-un soi de așteptare. Dar am văzut săptămâna trecută un mesaj care a venit de la fostul ministru al Sănătății, deputatul Patriciu Achimaș Cadariu, care cerea colegilor parlamentari susținere pe introducerea acestei legi, pe legea și pe obligativitatea vaccinării și mai cu seamă pe finanțarea acestei legi, asta în condițiile în care au explodat cazurile de rujeolă în ultima perioadă. Și mi-aduc aminte că noi discutam chiar în anul pandemiei cu secretarul Comisiei de Sănătate că au apărut câteva cazuri și îngrijorător că o boală pe care noi așa am eradicat-o undeva în anii 80 aduce cazuri noi în speță în 2020. Iată că din 2020 până în 2024 am ajuns să avem epidemii. Am ajuns să avem situații foarte complicate și profesorul medicul Patriciu Achimaș Cadariu vorbea că, de pildă, la 10 cazuri identificate de rujeolă, în 9 cazuri din 10, 9 sunt practic copii sau pacienți nevaccinați, ceea ce pune un semn de întrebare foarte serios și ridică, hai să spunem, o dezbatere destul de amplă în societate. Ce facem cu această lege a vaccinării obligatorii, care a fost și este în continuare ținută la sertar de mai bine de 4 ani? Eu cred că fără patimă, fără, hai să spunem, stres și presiune, ar trebui să discutăm mult mai onest și mult mai deschis când vine vorba despre un astfel de cadru legislativ. Pentru că, repet, situația sănătății în România pare să fie una complicată. Și mă gândesc la faptul că, pe de-o parte, sigur, ne lipsește infrastructura, pe de altă parte, infrastructura pe care o avem e cam la capătul puterilor la o treime dintre spitale, dar măcar noi preventiv să fim atenți când vine vorba de epidemiile pe care le putem evita. Înainte de a vă prezenta invitația acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Angajații poștei au intrat în grevă generală, ei fiind nemulțumiți de nivelul salarial. Potrivit Blocului Național Sindical, 90% dintre poștași vor avea din iulie salariul minim pe economie. Sindicaliștii cer creșterea cu 400 de lei neta a salariilor angajaților și creșterea sporului de loialitate. Reprezentanții companiei dau asigurări că pensiile vor fi distribuite la termen în pofida protestului. De altfel, o parte dintre sindicaliști spuneau, de pildă, că s-au făcut diverse presiuni cu privire la faptul că, cel puțin în anumite locuri din țară, acolo unde au fost mai mari protestele, la Cluj sau la Târgoviște, urmau să fie trimiși angajați de la București pentru a înlocui pe protestatari și, în felul acesta, iată, s-ar pune o presiune suplimentară pe protestul spontan, pe greva generală care a fost stabilită de sindicaliști.
Coaliția se întrunește din nou astăzi pentru a discuta strategia privind alegerile locale, în special în teritoriu, unde trebuie să stabilească în ce municipii se va merge cu candidați comuni. Județele urmează să se ia o decizie privind colaborarea celor două partide, sunt Mureș, Bacău și Arad. Sunt fiecare județie cu particularitatea sa, din câte cunosc la această oră. Se pare că Bacău e cel mai departe de a avea candidaturi comune, pentru că acolo și PNL vrea un candidat propriu, în sensul în care Sergiu Sechelariu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, ar vrea să candideze din partea PNL. Sergiu Sechelariu, fost PSD-ist de frunte, la fel ca și fratele său, Dumitru Sechelariu, care a fost primarul municipiului Bacău, vreme de două mandate, dacă bine mi-aduc eu aminte. Era și mare sponsor sau mare patron de fotbal la vremea respectivă. Pentru cine își mai amintește, au cam trecut 20 și ceva de ani de atunci. Dumitru Sechelariu pierdea alegerile în 2004. Iată, au trecut 20 de ani de la acel moment. Acum își dorește fratele lui să preia primăria în Bacău. Pe de altă parte, la Mureș, știu că și acolo e o propunere care vine din partea lui Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș, prefectul județului Mureș, de a avea un candidat comun la primărie cu cei de la PSD. De așa acolo e o mișcare foarte interesantă, pentru că un fost liberal și-a dat demisia din partid, încercând o candidatură independentă care să atragă și PSD și PNL în această bătălie, pe modelul de la București. La Arad vom vedea în ce măsură, de pildă, socialdemocrații vor susține candidații PNL-ului care sunt în exercițiu, sau dacă nu e cumva discuția ca unul dintre ei probabil să schimbe tricourile. Partidul este suveran în astfel de situații și voi proceda ca atare, spune președintele PNL Nicolae Ciucă, referitor la candidatura sa la alegerile prezidențiale din toamnă, despre o formulă comună cu PSD, în care un partid să dea președintele și celălalt premierul și comisarul european. Ciucă a afirmat că sunt ipoteze valide, dar în momentul de față niciuna nu este pe masa discuțiilor. Nicolae Ciucă pare să fie destul de aproape de o candidatură comună, de pildă pentru prezidențiale. De altfel și domnia sa, când a fost întrebat în urmă cu vreo 3 săptămâni dacă cele două partide vor avea candidat comun la alegerile prezidențiale, spunea: lăsați-ne 2 săptămâni după 9 iunie și s-ar putea să venim cu pașii următori pentru prezidențiale. Timpul e foarte scurt, că practic în septembrie tu ai alegeri prezidențiale, noi suntem în aprilie, distanța de timp e de doar 5 luni și sigur că da, lucrurile intră într-o atmosferă destul de complicată, dar n-ar fi nimic surprinzător să avem candidatul desemnat cu câteva momente înainte de debutul campaniei electorale. Amintiți-vă de ceea ce s-a întâmplat acum 20 de ani, când trebuia anunțat candidatul sau înscris candidat oficial Teodor Stolojan cu doar câteva zile înainte. S-a schimbat schimbarea pentru că a intrat în cursă Traian Băsescu. E posibil și acum să vedem diverse scenarii și diverse surprize. Procurorii de la Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, preiau ancheta privind negocierile pentru achiziția de vaccinuri dintre șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și conducerea companiei Pfizer. Von der Leyen este investigată pentru interferență în funcțiile publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese, potrivit unor documente legale consultate de Politico. În timp ce procurorii europeni investighează presupuse infracțiuni penale, nimeni nu a fost încă acuzat în legătură cu acest caz. Sunt foarte curios dacă acest caz va și pușca înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Asta în condițiile în care știm foarte bine că doamna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene în exercițiu, este și candidatul asumat pentru un nou mandat al celei mai mari familii politice europene, Partidul Popularilor Europeni. Repet, sunt curios dacă lucrurile vor pușca înainte de alegeri sau vom vedea rezoluții care vor fi anunțate ulterior. Cutremur politic în Turcia. Partidul Republican al Poporului a obținut o victorie fără precedent din 1977 încoace. În alegerile locale arată rezultatele aproape definitive. Potrivit unor observatori, aceasta este cea mai mare înfrângere a președintelui Recep Tayyip Erdoğan de când se află la putere, iar liderul de la Ankara a recunoscut că este un moment de cotitură și a promis să respecte decizia națiunii, asta după ce l-a învins anul trecut pe contracandidatul său, dar nici atunci, ca să spun așa, distanțele nu erau foarte mari, oricum suficient și cumva destul de reconfortant pentru Erdoğan. De iată, 5 din cele mai mari orașe sunt pierdute de către partidul pe care le reprezintă, inclusiv unul din fiefurile conservatoare, e vorba de Bursa.
Hamas prezintă în premieră scuze locuitorilor din Gaza pentru suferința cauzată de război. Într-o lungă declarație postată pe canalul său Telegram, mișcarea islamistă palestiniană își reiterează totuși dorința de a continua acest război care ar trebui să facă posibilă obținerea victoriei și libertății pentru palestinieni. Hamas pretinde de asemenea că este în dialog cu toate componentele societății din Gaza pentru a rezolva problemele cauzate de ocupație. Un moment, ca să spun așa, la care Hamas a trebuit să recurgă prin prisma faptului că suportul popular a început să devină tot mai mic. A văzut imagini transmise de canalele din zonă, chiar canale arabe, care arătau de pildă nemulțumirea civililor din Gaza, apropo de modul în care li s-a schimbat viața datorită acestor lideri politici Hamas, acestor teroriști de la Hamas, pentru că nu poți să-i califici altfel, câtă vreme fac chiar din propriul popor un scut uman viu, dar ceea ce s-a întâmplat de pildă de-a lungul timpului sau ceea ce s-a întâmplat la 7 octombrie arată clar maniera în care se comportă o astfel de organizație și numai o organizație politică nu poate fi sau o mișcare pentru independență, o mișcare teroristă fără doar și poate. Sport acum. Spectacolul din Superliga se vede pe Prima Sport, partida Dinamo Petrolul se joacă astăzi de la 20:30 în cadrul etapei secunde din play-off și va fi transmisă pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Dinamo este pe locul 15 la doar două lungimi de primul loc, care asigură menținerea în Superliga. De cealaltă parte, Petrolul se află pe 11 și are nevoie de victorie pentru a se depărta de locurile de retrogradare. Spectacol și în Liga 2, tot pe Prima Sport 1, de la ora 17:30 începe partida Csíkszereda-Schelimber. În cadrul primei etape din play-off-ul Ligii Secunde, înaintea partidei, Csíkszereda ocupă locul 6 și e neînvinsă în ultimele 6 etape. Schelimber ocupă poziția secundă, iar în cazul unei victorii va redeveni liderul Ligii Secunde. Metoda la final. Vremea se schimbă radical începând din această seară. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt, mai întâi în jumătatea de vest a țării, iar de marți dimineață va fi vânt în toată țara, pentru unele zone fiind emisă avertizare cod portocaliu. Regimul termic va fi unul normal pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 10 și 16 grade și minimele între 3 și 6 grade. Acestea au fost principalele titluri. Suntem aici în Prima News și vreau să pornesc de la acest apel, de la această solicitare pe care a făcut-o un fost ministru al Sănătății, aceea de a cere sprijinul colegilor parlamentari pentru a susține legea vaccinării obligatorii. E vorba de doctorul Patriciu Achimaș Cadariu, care a făcut această solicitare în condițiile în care există la sertarul Camerei Deputaților acest proiect trecut în unanimitate acum 4 ani de Comisia de Sănătate a Camerei. Vreau să le mulțumesc invitaților noștri din această primă parte a emisiunii acestui subiect. Domnul doctor Florian Nicula. Domnule doctor, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Medic specialist la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Mulțumesc pentru prezență. Cu plăcere. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și domnul Emilian Imbri, medic specialist în politici de sănătate publică. Domnule doctor Imbri, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu de invitație. Salutăm telespectatorii dumneavoastră și pe dumneavoastră. Domnule doctor Nicula, cum vi se pare o astfel de lege sau cum ați vedea un astfel de cadru legislativ, cât de necesar ar fi și dacă ar rezolva parte din lucrurile despre care discutăm astăzi? Pentru că în motivarea sa, domnul doctor Patriciu Achimaș Cadariu spune că, de pildă, iată, avem epidemie de rujeolă și în 10 cazuri, 9 dintre acestea sunt la persoane care sunt nevaccinate. Ca atare, e un argument cu care vine în fața celorlalți reprezentanți ai Parlamentului. Ca specialist, cum vedeți un astfel de cadru legal? Cum trebuie precizat de la bun început că, nu știu, vă referiți la vaccinarea antirujeolică sau la vaccinarea anti-HPV? Eu m-aș duce la un nivel, m-aș duce, domnule doctor, la un nivel general. Și de aici să purtăm discuția, apoi să mergem și spre HPV. Am dat doar cazul respectiv pentru că mi se părea, ca să spun așa, definitoriu pentru ceea ce înseamnă vaccinare. Că aș mai face doar un amendament. Secretarul Comisiei de Sănătate a Senatului, la vremea respectivă, era președintele Comisiei de Sănătate, medic-pediatru la bază, domnul Aslotilo, ne vorbea în 2000 de fapt
faptul că au apărut câteva cazuri de rujeolă, o boală pe care am înțeles că am învins-o în anii 80. Ei, iată că din 2020 a tras acest semnal, ne trezim în 2024 că se vorbește de epidemie în România într-o astfel de situație, prin prisma lipsei obligativității în acest caz de vaccinare. Și aș vrea să pornim de la cadrul general. Cum ați vedea dumneavoastră ca specialist în domeniu? Deci, ca și cadrul general, statele din lume care impun vaccinare obligatorii, în Statele Unite sunt numai câteva state, de exemplu, în Comunitatea Europeană, din cele 27 de state, 12 au vaccinări obligatorii, 15 nu. Există studiul ASEC, de exemplu, care arată că nu neapărat în Comunitatea Europeană statele care au vaccinare obligatorie au avut o acoperire mai bună cu vaccinare a populației la risc decât celelalte state și sunt niște rezerve la nivel de opinii de experți privind riscurile care pot apărea în campaniile vaccinare atâta timp cât nu ai o campanie de informare asociată și o campanie adică o infrastructură pregătită pentru a asigura accesul la vaccinuri la toate categoriile de populație aflate la risc. Ca atare n-ați merge pe una dintre variante în mod categoric? Pentru noi avem deja vaccinarea obligatorie. Nu înțeleg exact ca în ce constă demersul la care faceți referire cu legea de vaccinare. Nu-i cunosc conținutul și din punctul ăsta de vedere mi-e greu să mă pronunț, însă există o diferență clară, netă, între bolile care au posibilitatea de a declanșa epidemii și cele care, cum e cazul HPV, pot fi controlate și prin alte activități de screening și de tratament la timp al leziunilor precanceroase. E mai nuanțată problema. Da, revin și la situația vaccinării HPV. M-aș duce la domnul doctor Imbri. Domnule doctor, dumneavoastră, cum vedeți iată această solicitare? Înțeleg că pentru anumite tipuri de, nu știu, de afecțiuni există, iată, acest vaccin care se impune încă din cea mai timpurie zonă, de la cea mai fragedă vârstă, dar, pe de altă parte, iată că apar diverse fenomene, tocmai prin prisma faptului că nu e reglementat expressis verbis cam ce ar trebui să însemne vaccinare obligatorie, la ce tipuri. Dumneavoastră, cum ați vedea? Ați vedea, nu știu, un cadru general cu un, repet, cu o obligativitate a vaccinării la întreaga populație? Acum, să știți că problema este destul de mult de discutat în contextul țării noastre. Există ceea ce este o lege în sănătate sau în orice politică de sănătate din orice țară, o lege care nu ține nici de politic și nici de ceea ce cer oamenii, că nu se fac referendumul în aceste cazuri, este că fiecare stat are dreptul să își hotărască politica de sănătate și să hotărască, ținând cont de anumite condiții și anumite momente sau anumite situații prin care trece populația statului respectiv, să hotărască dacă ceva este obligatoriu sau nu. Sigur că în acest context pornim de la niște observații pe care este greu ca cineva să le conteste, și anume faptul că în toată lumea, anumite boli au dispărut în timp, au fost considerate ca fiind dovedite, ca să zicem așa, prin vaccinare. Faptul că în România, în toată perioada comunistă, acea perioadă care a transformat, să zicem, percepția oamenilor despre orice în a fi ceva impus, sigur că și vaccinarea era obligatorie, și anume vaccinarea copiilor, cel puțin, până la anumite vârste, era obligatorie, tocmai pentru a face față luptei mai eficiente împotriva acestor boli. Sigur că anumite lucruri, însă, după Revoluție, au devenit libere, ca să spunem așa, și oamenii și-au luat de bună voie și nesprins de nimeni, ca să spunem așa, libertatea de a hotărâ ce face fiecare și ceea ce face fiecare și vis-a-vis de copiilor, ca să spunem așa, ce hotărăște fiecare. Lucru discutabil și în acest sens. Ca atare, în momentul de față, România are o strategie de vaccinare. Are și un calendar de vaccinare. În presă sau în legislație
Da, se apare de multe ori cuvântul vaccinarea obligatorie a copiilor sau calendarul cu vaccinarea obligatorie. Sigur că lucrul ăsta determină populația să aibă o reacție de respingere din plecare și mai nou ceea ce s-a întâmplat cu vaccinul COVID împotriva SARS-CoV-2 a generat o mai mare aversitate față de vaccinuri. Noi trebuie să știm însă foarte clar că vaccinarea copiilor începe din după primele 24 de ore de la naștere și continuă până în jur de până la vârsta de maxim 14 ani. Urmează ca fiecare copil să treacă prin mai multe etape de vaccinare împotriva mai multor boli care sunt boli cu violență și cu infecțiozitate mare și care și produc sechele destul de grave, producând, bineînțeles, și și putând duce și la moarte, ca să spunem așa. Da. Ei, aceste vaccinuri se numesc vaccinuri obligatorii și au devenit obligatoriu de suportat de către stat, ca să zicem așa, costul lor, nu neapărat obligatoriu a fi făcute. Și de aici discuția. Există însă, discuția este destul de largă, încă o dată vă spun, și sigur că implică foarte mulți specialiști. Eu cred, și ca să-mi permiteți, nu mai mă întind mai mult, că doar atâta să vă spun, vaccinarea nu poate în țara noastră avea câștig de cauză vaccinarea obligatorie. Nu trebuie pornit cu vaccinare obligatorie, trebuie pornit cu educație pentru sănătate obligatorie. Bun. Introdusă în școli din clasa 1 pentru a înțelege ceea ce înseamnă. Revin la acest aspect, domnule Imbri. Domnule Nicula, aș vrea să vă întreb apropo de faptul că vorbim iată de vaccinarea HPV. Deși sunt foarte multe informații și informări pe care noi le-am făcut de pildă aici în emisiune prin prisma unor medici de familie care au atras atenția. Credeți, în ciuda acestui aspect, procentul e unul destul de hai să spunem, scăzut. Și atunci, sigur că da, e cât se poate de firească această solicitare pe care o face fostul ministru, în care spune că, de pildă, înainte de 89, acoperirea vaccinală, sigur, e chestiunea generală aici, era de peste 95%, cât recomandă și Organizația Mondială a Sănătății, acum e cu mai bine de 10%, și acum aș veni la cazul specific, cel de HPV. Spuneați că, sigur, că aici poate fi acoperită această afecțiune și prin alt tratament. Dar în măsura în care pacientul are la dispoziție toate aceste facilități și nu merge, e suficientă informare, e suficientă educația, ce ar trebui făcut suplimentar? Ceea ce trebuie subliniat este faptul că vaccinul este net recomandabil. Iar trecerea lui în categoria vaccinurilor obligatorii, iarăși este cu semnul întrebării, așa cum spunea și domnul doctor. Eu aș miza, tot așa cum spunea dânsul, mai mult pe partea de educație, care este foarte importantă și se face intensiv cam în toate țările, în școli, într-adevăr, iar campaniile de vaccinare HPV sunt school-based, adică bazate pe activitățile de la nivelul școlilor, nu cum este la noi, prin medici de familie. Iar măsurile, în paralel cu partea de informare și de educare, trebuie luate măsuri pentru a asigura mult mai bine infrastructura de acces la vaccin a populației. Nu este suficient să-l compensezi pe jumătate, trebuie mult mai multă informare și lucrat pe infrastructură. Da, în momentul de față, credeți că ar trebui cumva, nu știu, umanizată această informare, că spuneați să nu fie medici, să fie la școală, adică ceva adus mai aproape de tânăr, de copil, de om? Da, deci trebuie mers la origine și convinsă populația și nu, în niciun caz, nu cred că sunt recomandabile măsuri punitive acum, adică sancționarea părinților, de exemplu, care nu-și duc copiii la vaccin sau lucruri de genul ăsta, cred că sunt neavenite.
Bun, s-a discutat foarte mult despre astfel de situații, pentru că e și, sigur că da, situația inversă, când un copil s-ar putea, iată, să îmbolnăvească pe alții, ce se întâmplă în acea situație. Domnule doctor Imbi, e, repet, e suficientă zona asta de educație, de, nici nu știu, de informare care să se facă într-un cadru formal la școală? Ați vedea ceva mai mult sau lucrurile rămân cumva, sau ori nu ne facem bine treaba când vine vorba de educație în zona asta? Acum, sigur că dumneavoastră ați adus în discuție și cu domnul doctor un tip de vaccin, și anume vaccinul HPV, împotriva HPV, și se leagă foarte bine de încă un proiect pe care domnul fostul ministru al Sănătății, domnul Cadariu, l-a inițiat, și anume legea împotriva, sau nu legea, de fapt, programul național anticancer. Dar da? E lege, asta. Este lege astăzi, domnule Imbi. Așa, și lege, da. Sigur că da. Și lege care, da, la fel ca orice lege în România, noi ne mândrim în România cu cele mai noi și moderne și adaptate legi europene și ne mândrim totodată că nu le respectăm și nu le punem în practică. Dar mai departe, haideți să vorbim despre HPV. Să nu uităm faptul că o încercare în România de a porni o primă campanie a fost în urmă cu ceva ani buni și a fost o ratare. O ratare pentru că n-a fost bine explicată și s-au pierdut zeci de mii de vaccinuri cu ocazia asta. Eu de asta spuneam că nu vaccinare obligatorie, ci educație pentru sănătate obligatorie. De ce? Pentru că pornind o educație obligatorie prin introducerea unei discipline de studiu obligatorie în școli, și anume educația pentru sănătate, pe grupe de vârstă, pe clase, în funcție de evoluția copilului, cu noțiuni pe care copilul le va înțelege, până la urmă, va duce în timp, și gândiți-vă în cât timp, mult timp, până când copiii vor merge acasă și vor spune părinților că doresc să se vaccineze, până când acei copii vor deveni și ei părinți și vor explica și ei copiilor că trebuie să se vaccineze, și nu ca acum când ajung acasă și părintele spune: eu te-am făcut, eu nu te las să te vaccinezi că nici eu nu am vaccinat, și așa mai departe. Deci lucrurile în sensul acesta cred că vom avea un succes, și pare ridicol și chiar hazliu ca un om la vârsta mea să spună că lucrurile astea vor avea un succes peste cel puțin 20-30 de ani, când speranța mea de viață s-a scurtat foarte mult datorită vârstei, sigur că da. Deci ideea în momentul de față este că trebuie explicat atât copiilor cât și părinților care sunt beneficiile și care este rezultatul pozitiv al vaccinării. Și mai este ceva, nu trebuie început cu un lucru elementar, și anume nu trebuie început cu faptul că iertați-mi cacofonia, costurile pentru a preveni sunt mult mai mici decât costurile pentru a trata. Și legat de acest lucru, s-a dovedit foarte clar în timp că probabilitatea de a avea reacții nedorite la vaccinare este mult mai mică decât probabilitatea de a avea reacții nedorite și adverse la tratament. Bun, asta, domnule doctor, nu mai avem, din păcate, timp. Știți, e ca și în cazul pandemiei. Multă lume se speria mai degrabă de efectul vaccinului decât de virusul în cauză. Mi-aduc aminte, mi s-a părut o chestiune, un paradox dus la extrem. Domnule doctor Imbri, domnule doctor Nicula, vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru prezență. Rămânem pe acest subiect, revenim și cu alți invitați. După o foarte scurtă pauză, rămâneți cu noi. Da, am revenit aici în Prima News să discutăm despre vaccinare și despre posibilitatea ca această lege a vaccinării să devină și obligatorie, pentru că vă spuneam încă din start, există acest traseu al legii care a rămas în sertar la Camera Deputaților după ce a fost adoptată de Comisia de Specialitate a Camerei în unanimitate. Alături de mine se află domnul doctor Ioan Mureșan, medic de familie. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru că ați acceptat invitația noastră de a comenta acest subiect foarte complicat. Personal, ca medic de familie, ca om care interacționează cu un număr semnificativ de pacienți, cum vedeți această solicitare pe care o face un
parlamentar, un fost ministru al sănătății, prin care cere sprijinul colegilor parlamentari de a susține acest proiect ca să devină lege efectiv. Sigur că da, obligativitatea presupun că implică și niște, hai să spunem, sancțiuni corelative în măsura în care nu particip la acest proces. Ca specialist, ca medic de familie, cum vedeți un astfel de cadru legislativ? Domnule doctor Mureșan. Da, ascultăm, vă rog. În al doilea rând, este o mare diferență între vaccinarea în sine și obligativitatea vaccinării. Țineți minte că discuțiile astea am avut și în urmă cu 3-4 ani, când am avut perioada de COVID. Și așa atunci este. Au rămas lucrurile pe jumătate rezolvate și acum le luăm de la capăt. Adică încercăm să inventăm coada la cireașă și gaura la macaroane. Noi ar trebui să facem lucruri care se fac în comunitatea europeană sau care se fac, știu, în America sau în Japonia, în Australia, în țări mai dezvoltate decât noi cu 50 de ani. Ca și medic de familie, eu sunt pentru vaccinare, pentru că noi lucrând zi de zi cu pacienții, vedem câte boli sunt. Sunt vreo 10.000 de boli, între care infecțioase sunt cam 1.000. Vaccina vindecă pentru 17, pentru celelalte 983 încă nu s-au descoperit vaccinul. Măcar pentru care avem vaccin să facem vaccinul care sunt lucruri care s-au descoperit de 100 de ani încoace. Am înțeles cu COVID-ul că a fost o discuție că era un vaccin nou, dar pentru vaccinul de rujeolă, de tetanus, de tuberculoză, nu se poate noi acum să ne întoarcem în evul mediu și să refuzăm lucruri care sunt cucerire ale științei. Deci răspunsul meu este da. Bun, și ce credeți că implică, ca să spun așa, în acest moment? Pentru că domnul Patriciu Achimaș Cadariu, care a făcut această solicitare, spune că ar fi nevoie de voință și sigur că da, nu vreți să fie o chestie de dictatură, dar e o chestie, așa cum dumneavoastră foarte bine ați specificat, mi-a plăcut sintagma, sunt niște cuceriri ale științei și ce facem? Dăm timpul înapoi, pentru că sigur că da, sunt anumite informații sau anumite teze ale unor nevacciniști cu privire la diverse riscuri. De ce ar fi nevoie în contextul de față, nu știu, de o focalizare sau de o coalizare a medicilor, a specialiștilor, tocmai pentru a face, nici nu știu cum să-i spun, a face un lobby de sănătate pentru vaccinare? Foarte bine a spus. Și dacă țineți minte, în urmă cu 4-5 ani, Italia a fost o țară dintre cele dezvoltate care au introdus vaccinarea obligatorie. Au fost discuții în spațiu public o săptămână, două și, pe urmă, lucrurile s-au rezolvat. Vedeți, acum, din decembrie, noi avem epidemie de rujeolă. Rujeolă sau pojar, o boală care era pe cale de dispariție în urmă cu 10 ani. Și, pe urmă, am ajuns să avem mii de cazuri săptămânal și copii internați și, din păcate, și decese. Totuși, nu au luat măsuri neapărat, mă refer la populația civilă. Medicii noi ne străduim, îi sunăm pe pacienții nevaccinați să revină asupra deciziei dânșilor să se vaccineze. După ce ajung la spital, toți spun, bai, n-am știut că e așa de gravă situația și îmi pare rău că n-am făcut ceea ce trebuia. Da, dar, doctor, din păcate, nu putem da timpul în urmă și e bine ca lucrurile să se facă fiecare pe meseria lui. Adică dacă, domnule, tu ești șofer și ai probleme cu mașina, te duci la mecanic. Ai o problemă juridică, te duci la avocat. Ai o problemă medicală, te duci la doctor, nu te duci direct la internet. Vedeți că lumea merge mai departe pe partea de internet și eu am avut ocazia deosebită, numai cu 4-5 ani, să fiu în comisia din partea colegiului și a medicilor de familie care am negociat o parte din lucrurile care țin de legea vaccinărilor. Întâlnirea a fost chiar la Cluj, împreună cu parlamentari, împreună cu oameni din domeniul mass mediei, oameni din domeniul IT, oameni împotriva vaccinurilor și lucrurile s-au dezbătut vreo 4-5 ore. Și în final a rămas ideea, domnule, dacă statul pune la dispoziție vaccin împotriva tuberculozei, împotriva poliomielitei, împotriva rujeolei, a hepatitei și tu îl refuzi, vaccinul e pe gratis, tratamentul e pe bani, banii aia se iau de la toți oamenii. Nu se poate ca în momentul când ajungi în spital și de obicei ajung cazurile grave, care costă o grămadă de bani întreținerea pacienților și vindecarea lor, noi să fim împotrivă.
Pe partea domnului Patriciu Achimaș, dânsul vede și mai în profunzime lucruri decât noi, în sensul că avem de 4 luni, respectiv din decembrie, vaccin pe gratis pentru prevenirea cancerului. Cancerul de col uterin, atât la băieți cât la fete, de la 11 la 45 de ani. Credeam că în ianuarie, februarie să fie plin de oameni care să vină să solicite. Da, de unde? 5, 6, 10 pacienți care fac vaccinul pe lună. În ideea în care la oncologie, la 5 dimineața, deja sunt 100 de oameni care iau număr ca să se trateze de diverse forme de cancer. Ce exemple mai concrete să putem da? Eu zic că totuși parlamentarii, cu toate că an electoral, nu știu dacă vor lua decizia aceasta, ar trebui să hotărască niște măsuri care se fac la nivel mondial și să dăm drumul. Da, personal, ce credeți? Că ar trebui să fie, de pildă, nu știu, niște sancțiuni în măsura în care cineva nu se opune acestui vaccin? Pentru că, repet, public au apărut foarte mulți formatori de opinie care merg cu această teză. Deși ei sunt vaccinați și copiilor sunt vaccinați, dar fac campanii diverse. Eu spun așa, ca și profesionist din sănătate, ar fi bine ca să se dea o decizie, nu neapărat să fie cu sancțiuni. Dar lucrurile, vedeți că pe oameni îi interesează, poate că fiind o emisiune de după masă, vă dau două exemple care n-au legătura cu medicina, dar mulți oameni care ne privesc o să înțeleagă. Am fost zilele acestea la ceva magazin la cumpărături și am văzut oameni, 6, 7, 10 oameni care stăteau cu plasele în mână ca să predea ambalajele goale. Până acum le aruncam pe malul Someșului și în pădure, la Făgeș și peste tot și în fața blocului. Faptul că se plătește ceva, oamenii s-au dus. În urmă cu 5-6 ani, țineți minte că dacă nu aveai cauciucurile de iarnă puse, riscai să te amendeze poliția. Nu, s-a scos legea asta, sau nu știu dacă s-a scos de tot, dar a spus, RCA nu te despăgubește dacă tu nu ai cauciucuri de iarnă. Așa ar trebui și aici, domnule. Te-ai îmbolnăvit de o boală prevenibilă prin vaccinare, ai refuzat, nicio problemă. Când ajungi la spital, plătești atunci 10, 20, 30 de mii de lei cât costă tratamentul unui pacient care are tuberculoză sau hepatită B. Toată lumea știe că la hepatita B interferonul costă peste 1 miliard în banii vechi, care plătim din banii noștri. Nu ar trebui amenzi. Spune, domnule, ok, ți-asum în regulă, ți-ai asumat până în capăt, te-ai îmbolnăvit, nu mai plătim din asigurări, plătești din buzunar. Vedeți cum s-ar lămuri oamenii. Da, dar e foarte sugestiv acest exemplu. Deciziile politice. E foarte sugestiv acest exemplu, domnule doctor, și chiar aici v-aș întreba, pentru că vorbim de epidemie de rujeolă, o situație la care am ajuns, iată, după o lungă perioadă. Cum vi se pare faptul că trăim astfel de situații, trăim o astfel de realitate și încă nu există o neliniște sau o îngrijorare așa cum ar trebui în rândul opiniei publice? Pare ceva îndepărtat, dar nu. Sunt cazuri și sunt focare în diverse comunități. Personal, nu știu, ați fi așteptat, repet, o neliniște sau, hai să spunem, o stare de reacție mai puternică a societății? Corect cum ați întrebat. Să știți că am avut poate 4 sau 5 oameni care m-au sunat să mă întrebe, domnul doctor, eu am la copilul meu făcut vaccinul de pojar, care iau carne de vaccinare acasă și să vede dacă e vaccinat sau nu. Dar faptul că au întrebat, m-am bucurat că măcar interesează. Dar eu pe lista mea am mai departe încă vreo 50-60 de copii care n-au nici prima doză la vârsta de un an și nici la 5 ani. Deci copiii au 9 ani și merg în colectivitate mai departe. A fost și discuția asta că să nu-i primească la școală, dar nu merge cu treaba asta. Dreptul la învățământ este garantat prin Constituție. La fel cum a fost la COVID, că nu-i primea să intre la magazin sau nu putea intra la serviciu și așa mai departe. Nu va merge pe partea asta. Părerea mea că vor fi discuții aprinse în Parlamentul României, dar decizia tot acolo se va lua. Personal, o să respectăm. Personal, credeți că se poate tranșa un subiect atât de delicat și de complicat într-un an cum e 2024? Sau credeți ca specialist că mai degrabă, nu știu, am putea discuta anul viitor, când lucrurile se mai așează, nu o să fie atât de învolburate apele electorale? Și îmi spun colegii dacă își mai amintește cineva la anul de acest subiect. Corect, dar dacă țineți minte, în martie 2020, înainte cu o săptămână, două de pandemie, a reușit să treacă de o cameră. Deci lucrurile sunt totuși discutate și se pot relua din punctul respectiv.
fără doar și poate. Aș mai avea o curiozitate. În momentul, până acum, ca experiență de medic de familie, au fost persoane care să refuze vaccinarea și, nu știu, v-au și argumentat pentru ce fac treaba asta? Să știți că avem oameni care refuză chiar din maternitate, nu neapărat pentru noi. În maternitate, după cum știți, se fac două vaccinuri, unul pentru tuberculoză și unul pentru hepatită. Vin de acolo cu fișa goală. Noi suntem indulgenți și spunem, se poate reveni, se poate relua. Știu, au fost o decizie de moment. Avem oameni care au 2-3 copii, i-au vaccinat pe primii și nu vaccinează pe cel nou născut acum. Deci părerea mea că, din păcate, internetul e mai puternic decât medicul. Pentru că la medic te duci când ai o problemă, la internet când vrei, dai un click, s-a deschis și te uiți pe ce dorești tu. Și nu te întreabă nimeni și nu te ascultă nimeni din lecția care ai citit-o de acolo. Ai luat o decizie și faci cum dorești tu sau cum te taie capul. Iar când te îmbolnăvești, deci îmi pare rău, n-aș știu că e așa de serioasă problema. Dar situația unde credeți că mai e complicată? Nu știu, în zona... Acum noastră sunteți un medic care își desfășoară activitatea în urbanul mare, într-unul din principalele centre ale României, unul dintre primele două. E complicată situația, repet, în urbanul mare sau într-o zonă, nu știu cum se spune, în orașele mai mici, în localitățile rurale, acolo, nu știu, există probabil un alt traseu sau un alt itinerar al pacientului și a omului care, nu știu, are probabil o altă abordare când vine vorba de sănătate. Personal, unde facem disjungerea mai mare? Sau și la orașele mari, nu știu, s-a ajuns probabil cu acest flagel. Să știți că lucrurile acestea am rămas surprins. Am fost la diverse simpozioane internaționale sau congrese în care am văzut lucrări prezentate de colegi din Noua Zeelandă, colegi din Olanda, din Japonia și acolo există grupuri care se opun vaccinării. Dar sunt grupuri organizate, de obicei grupuri religioase sau prin alte domenii. Exemplu clasic este în Olanda în care nu s-a mai vaccinat. Din moment ce vaccinul pentru difterie, tetanos, tuse convulsiv, a avut rezultate foarte bune, au renunțat o perioadă la vaccin ca să treacă un an, doi și să reapală bolile respective. Vedeți și acum știți de senzație că avem din nou malarie, febră, tifoide și alte boli de care nici noi ca medici nu am mai învățat și nu le-am mai văzut de ani de zile sau niciodată. De apoi bolile astea comune, cum e la noi pojarul sau cum e la noi hepatita B sau cancerul de col uterin pe care noi să-l refuzăm. Probabil în localitățile mai mici sau în mediul rural, impactul este mai mare asupra comunității și încă sunt oameni care ascultă de ce spune preotul, medicul, primarul, dascălul de la școală. La noi e treaba cu internetul și la medii mergem când tușim și când ne doare capul. Da, din păcate, deci domnule doctor, pentru educație. Suntem chiar pe final și aș avea, evident, și o curiozitate. Cât de mare e riscul îmbolnăvirilor în această perioadă și, nu știu, care e sfatul medicului, sfatul pe care îl dați? Vă întreb lucrul ăsta pentru că, de pildă, săptămâna acum 8 zile, la munte, ninja, dar la munte, la o distanță de unde ne aflăm noi, cam la 70-80 de kilometri, astăzi sau ieri erau 26 de grade, toată lumea în tricou, liniștită, relaxată. Adică o discrepanță foarte mare între temperaturi la distanță de o săptămână. Există riscuri, există, nu știu, anumite recomandări pe care ar trebui să le avem în vedere în această perioadă? Întrebarea e foarte bine pusă și dacă vă uitați pe prognoza pentru partea a doua săptămânii, o să vedeți că de la 26-30 de grade ajunge la 14-15 în timpul zilei. Oamenii care au puterea de adaptare bună se adaptează. Cei care au probleme, mă refer aici a cardiace, a zbroșii, diabetă, oamenii în vârstă, copii, bineînțeles că o să ia din nou cu răcel și cu lucrurile de sezon. Pe lângă faptul că este primăvară, este ora nouă schimbată, este astenia de primăvară și peste toate astea oamenii încep să circule, pentru că e vreme frumoasă, se duc în dreapta stânga, și de acolo vin cu diverse viroze. Totuși, la cabinet, lumea nu mai se înghese ca și cum era în ianuarie și februarie, când aveam câte 50-60 de consultații pe zi, dar totuși, așa ca și o concluzie și legat de tema pentru care ați abordat-o dumneavoastră astăzi, nu am avut persoane vaccinate împotriva gripei care să facă gripă. Și anul ăsta a mers totuși bine cu vaccinarea de gripă, care e un vaccin deocamdată opțional. Problema avem cu cele care sunt programul național și care ar fi bine să fie
obligatorii cumva, dintr-o metodă sau alta. Dar oricum e o chestiune sugestivă din ceea ce ne spuneți, adică cei care au făcut vaccinul antigripal n-au mai făcut gripă în perioada gripă. Asta. Da. Deci și vaccinul, v-am zis și în emisiunea care am avut-o în urmă cu câteva săptămâni dumneavoastră, vaccinul a fost pe gratis și a acoperit și copiii sub 19 ani și oamenii peste 65 plus bolnavii cu boli cronice. Și n-am avut pe nimeni. Din păcate am avut persoane bolnave care au venit și care au cheltuit o grămadă de bani pentru că nu-i compensa medicamentul respectiv, plus febra, plus suferința, plus lipsa de la școală, de la serviciu, lucruri care puteau fi prevenite. Dar, ca și o concluzie la discuția dumneavoastră, îs curios dacă în toamnă vor fi printre primii cei nevaccinați care s-au îmbolnăvit să se vaccineze, să dea dovadă că au înțeles ceva din lucrurile întâmplate. Da, e interesantă această provocare. Domnule doctor, eu vă mulțumesc pentru prezență, pentru informațiile oferite. Sper să acceptați invitația viitoare, că încă sunt foarte multe de discutat pe zona sănătății. Domnule doctor Mureșan, mulțumesc mult pentru prezență. Facem o foarte scurtă pauză. La fix revenim aici cu principalele titluri. Rămâneți cu noi. Da, am revenit aici în Prima News și discutăm despre ceea ce se mai întâmplă aproape de noi. Mă refer aici la frontul pe care îl avem la nord și la est. E vorba de Ucraina, de goarna pe care a dat-o Moscova, Kremlinul, în ultima perioadă de a strânge o oaste și mai numeroasă. Ce se întâmplă cu Republica Moldova în tot acest context al, iată, în armării suplimentare pe care o are Rusia, ce se va întâmpla în viitor, pentru că, iată, vine timpul frumos și practic se vorbește de o nouă ofensivă, nu știu dacă de pildă în cercurile militare din Kiev se stabilește o nouă contraofensivă, dacă vom ajunge de pildă la un război înghețat, așa cum vorbesc foarte mulți specialiști. Despre tot acest context extrem de complicat aș vrea să discutăm în această oră. Înainte de a vă prezenta invitatul din această oră, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Angajații poștei au intrat în grevă generală, ei fiind nemulțumiți de nivelul salarial. Potrivit Blocului Național Sindical, 90% dintre poștași vor avea din iulie salariul minim pe economie. Sindicaliștii cer creșterea cu 400 de lei net a salariilor angajaților și creșterea sporului de loialitate. Reprezentanții companiei dau asigurări că pensiile vor fi distribuite la termen în pofida protestului. Coaliția se întrunește din nou astăzi pentru a discuta strategia privind alegerile locale, în special în teritoriu, unde trebuie să stabilească în ce municipii se va merge cu candidați comuni. Județele unde urmează să se ia o decizie privind colaborarea celor două partide sunt Mureș, Bacău și Arad. Vă spuneam și orele trecute, s-ar putea ca la Bacău lucrurile să fie mai complicate și să fie candidați separați, în vreme ce la Mureș există această solicitare a liberalilor de a avea un candidat comun la primărie. La Arad nu știu. La Arad a mai invocat acest scenariu în care, de pildă, unul dintre, pentru că PNL are și președintele Consiliului Județean și primarul în exercițiu, și ar putea ca unul dintre cei doi să-și schimbe tricou și atunci să fie, într-adevăr, candidaturii comune în tandem. Partidul este suveran în astfel de situații și voi proceda ca atare, spune președintele PNL Nicolae Ciucă, referitor la candidatura sa la alegerile prezidențiale din toamnă. Despre o formulă comună cu PSD în care un partid să dea președintele și celălalt premierul și comisarul european, Ciucă a afirmat că sunt ipoteze valide, dar în momentul de față nici una nu este pe masa discuțiilor. Procurorii de la Parchetul European, condus de Laura Codruța Căveși, preiau ancheta privind negocierile pentru achiziția de vaccinuri dintre șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și conducerea companiei Pfizer. Von der Leyen este investigată pentru interferență în funcțiile publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese, potrivit unor documente legale consultate de Politico. În timp ce procurorii europeni investigează presupuse infracțiuni penale, nimeni nu a fost încă acuzat în legătură cu acest caz. Vă spuneam, e de urmărit în ce măsură lucrurile vor ajunge să fie discutate sau să vedem incriminări penale făcute de procurorul european înainte de alegeri și nu după, pentru că înainte de alegeri vorbim, iată, de președintele Comisiei Europene, care este și candidatul PP pentru aceeași funcție. Cutremur politic în Turcia. Partidul Republican al Poporului a obținut o victorie fără precedent din 1977 încoace în alegerile locale, arată rezultatele aproape definitive.
Potrivit unor observatori, aceasta este cea mai mare înfrângere a președintelui Recep Tayyip Erdoğan de când se află la putere, iar liderul de la Ankara a recunoscut că este un moment de cotitură și a promis să respecte decizia națiunii. Vă dați seama, Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa fiind considerat un fief conservator, iată, este câștigat de opoziția social-democrată din Turcia. Hamas prezintă în premieră scuze locuitorilor din Gaza pentru suferința cauzată de război. Într-o lungă declarație postată pe canalul său Telegram, mișcarea islamistă palestiniană își reiterează totuși dorința de a continua acest război, care ar trebui să facă posibilă obținerea victoriei și libertății pentru palestinieni. Hamas pretinde de asemenea că este în dialog cu toate componentele societății din Gaza pentru a rezolva problemele cauzate de ocupații. Sport acum. Spectacolul din Superliga se vede pe Prima Sport. Partida Dinamo Petrolul se joacă astăzi de la 20:30 în cadrul etapei secunde din play-off și va fi transmisă pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Dinamo este pe locul 15 la doar 2 lungimi de primul loc, care asigură menținerea în Superliga. De cealaltă parte, Petrolul se află pe 11 și are nevoie de victorie pentru a se îndepărta de locurile de retrogradare. Spectacol și în Liga a doua, tot pe Prima Sport 1, de la 17:30, începe partida Csíkszereda și Limbaș în cadrul primei etape din play-off-ul Ligii Secunde. Înaintea partidei, Csíkszereda ocupă locul 6 și e neînvins în ultimele 6 etape și Limbaș ocupă poziția secundă, iar în cazul unei victorii va redeveni liderul Ligii Secunde. Meteo la final, vremea se schimbă radical începând din această seară. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt mai întâi în jumătatea de vest a țării, iar de marți dimineață va fi vânt în toată țara, pentru unele zone fiind emis avertizare cod portocaliu. Regimul termic va fi unul normal pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 10 și 16 grade și minimele între 3 și 6 grade. Acestea au fost principalele titluri. Da, suntem aici în Prima News și comentăm în această oră sau pe parcursul a câtorva zeci de minute ceea ce se întâmplă aproape de granița României. Sigur, războiul din Ucraina își urmează cursul destul de complicat. Asta în condițiile în care am văzut o nouă chemare la arme. 150.000 de militari, cred că este numărul celor invocați de Kremlin pentru a veni din nou pe front și, evident, pentru a trece, cel mai probabil, la o nouă ofensivă. Vreau să-i mulțumesc invitatului nostru de la Prima News, domnul Ion Sturza, fost prim-ministru al Republicii Moldova. Domnule Sturza, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici la Prima News. Ca un om care cunoașteți atât de bine spațiul din apropierea României, de la Nord și este, cum vi se pare, iată, această mobilizare nouă pe care o face Kremlinul? Vorbim, nu știu, de o forțare a lucrurilor, oamenii vor să treacă mai departe, vor să, nu știu, să-și creeze acea linie de a ajunge cât mai simplu înspre Odessa, înspre gurile Dunării. Domnule Sturza, o să vă rog doar să porniți microfonul camerei pentru a ne auzi. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi. Doar o singură precizare. Acești 150.000 sunt soldații în termen. Sunt înrolare de primăvară și marea lor majoritate nu vor ajunge pe front, vor substitui cei care merg spre front. Mobilizarea în Rusia nu s-a oprit niciun moment, deși ea n-a fost anunțată adițional la care a avut loc în primăvara acestui an sau în iarna anului trecut, mai bine zis. Mobilizarea merge continuu pentru că se înrolează așa numiții voluntari, zecile de mii care vin și substituie atât cei care au căzut pe front sau cei care sunt răniți. Isteria mobilizării generale, în mod special după atentatul de la Moscova, este generalizată în Federația Rusă. Federația Rusă nu are astăzi un deficit de forță umană pentru a fi mobilizată pe front, cum nu are și, cred eu, și nicio problemă majoră cu muniția sau cu dotarea tehnică. Deci războiul este într-o fază nouă, calitativă,
De altă parte, vedem că Ucraina are tot mai puțin și mai puțin atât forță umană, cât și forță tehnică sau muniție. Deci e o situație destul de complicată și complexă. Dacă în următoarele, nu luni, cred o săptămâni, nu vor fi mobilizate resurse materiale din partea Occidentului, în special din partea Statelor Unite ale Americii, Ucraina va avea mari probleme. Da, tocmai în ideea asta, vă așteptați, de pildă, la o presiune suplimentară pentru a fi cucerită, de pildă, Odessa, pentru a avea un acces maritim cât mai mare Rusia, practic pentru a anihila ieșirea la mare, la Marea Neagră a Ucrainei, am putea ajunge la o astfel de realitate, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, faptul că dacă nu vine acest ajutor al aliaților și pare că aliații sunt destul de poticniți în această perioadă, vedem discuțiile care se întâmplă și în Statele Unite, Europa sigur că da, fără Statele Unite, nu știu dacă ar fi neapărat cel mai bun furnizor pentru, deși este un furnizor de echipament militar pentru Ucraina. În condițiile date, ați vedea o realitate în care să avem practic cu totul Rusia, Federația Rusă, la gurile Dunării, să se învecineze clar cu România aici pe Dunăre? Evident, sunt două linii de atac care se configurează la momentul actual. Unul în nord, înspre Harkov, în dependență de unde ne uităm, dacă ne uităm în zona Donetsk, unde au loc confruntările cele mai dure și sângeroase, astăzi este Harkov, nord, pentru a încerca de a crea acel cordon despre care a vorbit Putin, de siguranță sau de securitate pentru regiunile limitrofe și, în primul rând, Belgorod, care este zilnic astăzi atacat și bombardat de către ucraineni. Și sudul, regiunea Nicolaev, Herson și Odessa, în primul rând pentru a securitiza într-o formă sau alta accesul sau Marea Neagră. Ați văzut pierderile uriașe care le-au avut flota rusească la Marea Neagră și care s-a retras practic din zona Crimeei. Și nu în ultimul rând, acest obiect strategic sau această zonă strategică care o văd rușii, Odessa. Odessa înseamnă astăzi Tiraspol, Republica Moldova și gurile Dunării, care astăzi sunt controlate destul de bine de către ucraineni și le permite, spre exemplu, să facă în continuare exporturi masiv de cereale. Sau gurile Dunării, prin care sunt astăzi importurile de materiale strategice necesare pentru armata ucraineană. Deci, da, aceste două zone rămân pe agendă și nu a reapărut și ambiția de a ajunge și la Kiev. Credeți că e fezabil? Pentru că, cel puțin la începutul războiului, a fost acea tentativă de a ajunge la Kiev. Probabil că oficialii de la Kremlin se așteptau, și toată lumea comenta la vremea respectivă, se așteptau la un război purtat foarte repede, probabil cu anihilarea Kievului. Nu s-a întâmplat treaba asta. Credeți că se mai gândesc rușii la, nu știu, la a cuceri Kievul în momentul de față? E o întrebare pertinentă astăzi. Dacă mi-o puneați acum câteva luni de zile, spuneam că nu, asta e imposibil. Dar văzând evoluția internă în Ucraina, văzând evoluția de pe front, nu sunt un expert militar, bineînțeles, debandada de-a dreptul penibilă a partenerilor occidentali și, în primul rând, în Statele Unite ale Americii, care mai întâi i-au antrenat, să spunem așa, i-au susținut pe ucraineni în această luptă absolut firească de a-și apăra țara și acum i-au lăsat fără de muniții, fără de suport. Această dualitate, da, nu, a Uniunii Europene, a partenerilor din țările europene, mă fac să mă gândesc că acest suport poate să se diminueze foarte mult în speranța de a face o pace strâmbă, dreaptă sau nu știu cum, de a îngheța acest conflict. Noi am trecut prin această experiență în Republica Moldova cu Transnistria, au trecut-o Georgiene, știm ce înseamnă conflict înghețat.
au trecut ucrainenii cu Donbasul. Asta e o dramă care te suspendează pe 10 de ani de acum înainte și nu îți dă posibilitatea să te dezvolți. Deci revenind la întrebarea dumneavoastră, deci câteva luni în urmă aș spunea că aș fi putut să spun că nu e posibil. Astăzi orice e posibil. Să mai luăm în considerație un singur element ce se întâmplă la Kiev astăzi, deci, sau în Ucraina. Da, în continuare, ucrainenii, majoritatea lor, cred în victorie, în capacitatea lor de a-și recăpăta teritoriile, însă există totuși o oboseală, o saturare. Este tot mai greu de a mobiliza rezerve pentru armată. Doar, cred că 25-30% din cei care sunt astăzi se apți de a merge pe linia frontului ar accepta. Majoritatea, din păcate, astăzi nu mai doresc să meargă binevol. De aceea și foarte greu merge mobilizarea. Discuțiile interminabile în Parlament, în ce formă să o facă și așa mai departe. Deci resetarea administrației lui Zelenski, care este un proces foarte dureros. Zelenski nu numai pe Zalușnii, șeful armatei, l-a trimis în diplomație. Zilele acestea l-a trimis pe șeful sau secretarul Consiliului Superior de Securitate, un camarad al guvernării de la Kiev și al lui Zelenski din 2019 în funcție. Astăzi el va fi numit ambasador în Republica Moldova. Doi sau trei cei mai apropiați primii consilieri al lui Zelenski din perioada când el a artist pe scena mare. Deci o resetare foarte serioasă, o nervozitate, o epuizare a răbdării și a societății. Zelenski de la 90 plus grade de suport a coborât sub 60%. Deci, domnule prim-ministru, aici aș vrea să insist. Credeți că în momentul de față e cumva și o turnură, dacă o pot numi așa, a opiniei publice occidentale? Și vă întreb lucrul ăsta pentru că mi-aduc aminte de începutul războiului și de efervescența în care, de pildă, veneau oameni care se înrolau din statele occidentale, se înrolau în armata ucraineană pentru a lupta în acest război. Mă ducea cu impresia la cartea lui Orwell, Omagiu Cataloniei, în care descria acolo faptul că în războiul civil din Spania se înrolau, pentru cauza, sigur că da, a republicanilor, la vremea respectivă, diversi soldați din temir ce colțuri ale lumii, care veneau benevol să facă treaba asta și mi se părea cumva o similitudine și pentru Ucraina din 2022. Vi se pare că se schimbă opinia publică probabil și pe fondul, nu știu, oboselii, că dincolo, repet, de decizia politică, și în Statele Unite, de pildă, decizia politică e grevată acum pe fondul alegerilor și de ceea ce știm noi ca și opinie sau ca opțiune pe care o au americanii cu privire la a mai finanța războaie în afara spațiului lor. Sigur, lucrul ăsta s-a întâmplat și în al doilea război mondial, că nu erau foarte dispuși să susțină cauza, de pildă, a Marii Britanii din al doilea război mondial. Dar la nivelul, repet, la nivelul emoției pe care războiul o generează la nivelul omului simplu, vi se pare că e o schimbare de optică, de opțiune, repet, în țările aliate, în țările din Europa? Da. Există. A fost un sondaj recent publicat de European Council of Foreign Affairs, din care fac parte și eu ca fondator, și care puțin s-a discutat, apropo, în România. A fost discutat foarte pe larg, inclusiv la conferința de la München. S-au făcut briefing-uri pentru șefii de state din Europa, în care se ved foarte clar tendințe. Deci, pe de o parte, țările nordice nu au scăzut din dorința de a se implica și de a construi o politică de securitate și pentru Ucraina și pentru Europa. Țările nordice, în primul rând Suedia, Finlanda, Norvegia, și pe de altă parte țările din sud, care deja mai mult din 50% din populație nu mai cred în o victorie a Ucrainei și în necesitatea de a continua lupta. Și aici putem să spunem direct care sunt aceste țări. În primul rând este Grecia, Italia, Ungaria și România.
Cauzele sunt foarte diferite. Din punctul meu de vedere, în afară de afinitatea istorică creștină, cum ar fi Grecia sau asta, este penetrarea foarte masivă a propagandei rusești prin factorii lor de influență, prin intermediul presiei, o parte din presă, bineînțeles, a bisericii ortodoxe, a deepfake-ului, a utilizării pe larg a social media, în special TikTok-ul, Telegram-ul și altele. Deci, de roade această propagandă și această implicare tot mai pe larg a agenților care erau o rezervă strategică, spunem așa, a Rusiei și care au fost corupți pe parcursul anilor trecuți. Și aici vorbim despre nivelul politic, vorbim despre nivelul cultural, de religios. Deci foarte pe larg. Eu câteodată chiar, poate că nu e cuvântul corect, dar mă amuz să văd de unii din România la anumite posturi de televiziune, radio sau pe social media cum atacă Ucraina pe criterii absolut absurde, pretenții teritoriale sau supărări istorice și pe de altă parte îl justifică pe Putin. Da, din păcate e un soi de narativ destul de complicat. Acum vă mărturisesc că, sincer, mă surprinde Grecia în sondajul pe care dumneavoastră l-ați invocat. Italienii, de-a lungul timpului, la fel ca și francezii, erau cam fascinați de comunismul răsăritean în deceniile 6-7. Aveau cumva un soi de afinitate. Dar mă surprinde la românii. În general, nouă ne place să ne autoflatăm că suntem cumva o țară rusofobă și prin prisma faptului că România, de pildă, a suferit de-a lungul istoriei sale. Sau românii, că România acum e destul de complicat de vorbit. Doar de pe la 1860 și ceva putem vorbi concret de România. Dar a suferit în relația cu marele partener din Est, Republica Moldova, fiind în continuare o rană deschisă pentru România. Și tocmai din punctul ăsta de vedere, vi se pare că România e într-un pericol major, apropo, ca un procent, nu știu, mare dintre români să fie, hai să spunem, sedus de această propagandă? Știți, asta nu-i de azi, de ieri. Eu când am venit la începutul anilor 90 în România, am fost pur și simplu șocat de această fascinație de ruși. De această, știi, complexe de inferioritate față de ruși. Noi în Moldova, care am fost victimă directă, da, în multe sensuri a rușilor, da? Nu aveam aceste complexe de inferioritate, știți, care le au mulți din români. Și nu vorbim despre cultura rusească, despre literatură, că aici majoritatea n-au citit. Nu l-au citit pe Dostoevski sau nu l-ascultă pe Tchaikovsky, Sara. Deci este, nu știu, la nivel genetic această fascinație cu Putin, Putin, știți, rușii, că rușii nu știu ce, rușii au arătat capacitatea lor militară în primele luni de război în Ucraina. Sau, nu, deci, și asta pe fondalul aceea că sute de ani, cel puțin de la sfârșitul secolului XVIII, România a avut doar de suferit. Chiar dacă l-am avut pe Kiseliov, care ne-a adus, nu știu, regulile organice sau nu știu ce și așa mai departe și strâmb numele pe bulevarul central ăstea, în rest, Rusia n-a făcut mare treabă pentru România. Mai mult ca atât. Rușii întotdeauna cu o mare dispreț ne-au tratat și pe noi basarabienii moldoveni și pe români și așa mai departe. Deci e foarte greu să înțeleg de unde această atitudine, știți, cu pietate. Poate că și că biserica a jucat un rol, pentru că întotdeauna biserica și chiar din discuțiile mele private cu înarhii, în alții ierarhii români, mi spune, Biserica Soră, Moscova, al treilea Râm, Bizantin și așa mai departe. Da, deci există așa ceva, există, dar mă miră că foarte mulți din intelectuale români, din oameni de calitate care pot să gândească, prietenii mei, cunoscuții, eu nici nu mai discut cu ei, că ei, dar cum știi tu?
Ci nu știm, noi am lucrat, am stat împreună cu, am locuit împreună într-o țară, am fost împreună cu rușii. Știm tot ce au ei pozitiv și ce au negativ. Și trebuie să trăim cu demnitate, să ne apărăm cu demnitate țara și valoarele noastre. Da, bun, tocmai în discuția asta vi se pare că sentimentul sau starea asta de seducție, dacă o pot numi așa, în România e la același nivel pe care l-ați găsit în anii 90 sau lucrurile, nu știu, s-au mai diluat? Și nu revine astăzi pericolul, ca să zic așa. Nu s-au diluat. Știți, eu am avut... Ultima mea întâlnire, să o spunem așa, pe viu, la distanță foarte aproape cu Putin, a fost în 2009. Nu vreau să deschid de parantezele, dar am fost invitat de un partener de-a meu de afaceri pentru că am organizat o finanțare împreună cu ei. Și ne-a invitat la o întâlnire așa mai intimă. Cu mine am invitat la rândul meu un coleg, așa român, care era foarte... pornit antirusesc, familii, istorie și așa mai departe. Însă după 3 ore de monolog al lui Putin, pur și simplu s-a îndrăgostit în Putin. Există și posibilitatea, sau știți, și această propagandă subtilă. Pe de altă parte, complexele noastre de inferioritate față de ruși vin și de ceea că noi, nu știu ce, în ultimul timp nu ne prea place Occidentul, știți? Noi care am beneficiat România de o nemaivăzută creștere a bunăstării în ultimii 20 de ani, investiții enorme, schimbare de structură, integrare în lumea bună, occidentală, nu știm, a început așa subit la mulți din displacă Occidentul. Adevărul că nici occidentalii nu sunt chiar simpatici des cu noi, românii. Și atunci noi ne cătem așa cum, nu știu, își caută cei din așa numitul Sudul Global o scuză de a fi antiglobalist sau anti-american sau anti-european în aderarea așa subtilă la ruși. Cred că există și așa. Plus, al treilea lucru, noi vrem orice, numai să ne păstrăm status quo ăsta, viața frumoasă, city break-urile în Europa, salarii de mii de euro, multe alte lucruri. Noi vrem să ne păstrăm și considerăm că războiul din Ucraina a venit așa ca un pericol pentru city break-ul nostru. Domnule prim-ministru, e foarte bună această nuanță. Vreau doar să facem o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Am revenit aici în Prima News, alături de domnul Ion Sturza, fostul premier al Republicii Moldova. Domnule Sturza, v-am urmărit recent într-un interviu la Profit TV, în care vorbeați despre faptul că prezența lui Vladimir Putin la Kremlin, practic, a fost o întâmplare. A fost adus un băiat chiar de elita de la acel moment, de oamenii cu influență și cu potență financiară, dar s-au trezit că omul n-a fost doar un simplu servitor, ba i-a dominat pe toți. Din ceea ce cunoașteți și așa cum îl vedeți, cât, nu știu, de determinat e Putin, apropo de acest război, apropo de relația extrem de contundentă pe care o are astăzi cu țările Uniunii Europene, dar și cu aliații NATO, și până unde credeți că ar putea să meargă? Da, știți, eu am avut fericita sau nefericita ocazie să mă întâlnesc de câteva ori cu el personal, inclusiv la începutul carierei lui politic. Și în plus am avut discuții cu cei care l-au promovat. Chiar la începutul anilor 2000 eu aveam un fel de speech așa, făceam mentorat cu unii lideri europeni, who is Mr. Putin. Adevărul că momentele cele care le povesteam eu atunci, opinia mea despre Putin, s-a adeverit 100%, adică fără nici un element care n-a căzut din cele analize. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, un lucru nou pentru Putin, nespecific chiar acum câțiva ani în urmă, Putin nu-i place să ia decizii. El nu-i place să fie deranjat.
De aceea și el se trezește la ora 11, face sport, se duce la birou sau nu se duce și amână permanent deciziile. Ei, în ultimul timp el nu mai amână deciziile. El a cuplat autopilotul și merge înainte. Pentru dânsul, starea lui normală este conflictul, este războiul. El înțelege foarte bine că dacă într-o formă sau alta se va stabili o pace, da? Atunci, inclusiv rușii o să-l înceapă la întrebări, să-l ia la întrebări, da, de ce? Da? Atunci când ratingul lor scădea, el inventa sau se antrena într-un conflict armat în Georgia, în 14, în Crimea și în alte lucruri. Deci, toate aceste discuții occidentale, nu adică Putin nu se va opri în Ucraina, nu sunt doar niște discuții de dragul lor sau de a stresa opinia publică, a impune politicienii să ia decizii de a trimite ajutor Ucrainei. Sunt extrem de pertinente. De ce? Pentru că cel mai anapoda trăsătură de caracter a lui Putin este că el este extrem, extrem de răzbunător. A demonstrat-o atunci când i-a fugărit în toată Europa sau în toată lumea pe așa numiții lui inamici, care el a considerat personal, Berezovski, Lebedev și alții. A demonstrat-o atunci când l-a omorât în pușcărie până la urmă pe Navalny, deși putea să facă un schimb cu 20 de agenți KGB care sunt astăzi în închisoare în Europa. Deci este extrem, extrem de răzbunător. Atât în plan personal, cât și în plan extern, politic. Și el nu va ceda niciodată. Eu pot să vă povestesc la infinit povestioare și din experiența mea și a cunoscuților mei în relațiile cu el. Dacă el odată pe cineva l-a considerat dușman sau l-a băgat în mintea lui paranoică de dușman, atunci el va continua. Va continua și în Europa. Prima victimă pentru el, fără niciun dubiu, și prima dorință de a pedepsi este Maia Sandu și Republica Moldova. După aceea țările Baltice, după aceea Polonia. Și nu e neapărat să vină cu tancul, da? El la Chișinău poate să-și pună printr-un proces democratic, poate, niște interpuși care el îi ține de agenți dormeau acolo, da? Exact asta poate să întâmple în România. El nu e neapărat să vină în România cu tancul pe calea victoriei. Nu. El va promova agenții lui un sistem nostru politic și nu numai politic, care vor, așa cum se întâmplă în Ungaria astăzi, da? Vor fi soldații fideli a lui da, Putin. Aici, domnule Surza, pentru că ați amintit iată aceste zone, România e pe lista lui neagră, vorbeați de Republica Moldova, care ați numit-o ca prim punct, țările Baltice, Polonia, intră și România în această categorie a țărilor pe care vrea să se răzbune? Nu cred că mult special România. În retorica care urmăresc zilnic a oficialilor rusești, România așa mai puțin este pe agenda sau menționată. Mai degrabă Republica Moldova în tandem cu România, dar Moscova știe foarte bine că România are un cuvânt de spus la gurile Dunării, în securitatea la Marea Neagră. România, pe bune, a fost unul dintre furnizorii importanți de materiale militare către Ucraina. Încă o dată vă spun că ei nu consideră România o lucrătare. Pentru că există societatea aceasta care este foarte ambiguă atunci când vorbim despre factorul rusesc. Nici militar, cred că încă nu consideră că România e o lucrătare. Abia se începe modernizarea armatei, că a fost mai mult declarativ că noi dăm 2%, dar realitatea a fost mult mai puțin. S-a văzut, dar cel mai important, cred că, cum intuiesc eu, ei consideră că România nu are forța umană, nu are soldatul care se va bate pe front.
Dar iarăși, nu cred eu că astăzi este un pericol iminent, anume legat de România, din simplu motiv pentru că aici și occidentalii și Occidentul a înțeles că, băi, România e bună, simpatici, dar hai să ne băgăm și noi acolo cu armament, cu forță, că nu putem să mizăm doar pe armata sau pe factorul uman local. Da, e importantă această nuanță, adică România nu are acest stoicism, dacă îl pot numi, cum îl au ucrainenii sau polonezii sau chiar cei din țările baltice. De aici v-aș întreba, domnule Sturza, Republica Moldova, care e într-o zonă extrem, extrem de delicată, cum o vedeți în 2024? Cine va câștiga alegerile? Rămâne Republica Moldova pe acest culoar, pe acest traseu și sigur că dacă cum vedeți o integrare a Republicii Moldova cu Transnistria, mai avem o astfel de componentă în Uniunea Europeană care se numește Cipru, cu Republica Turcă a Ciprului de Nord, recunoscută doar de Turcia. Dar acolo parcă granițele sunt ceva mai clar delimitate. În cazul Republicii Moldova, cum vedeți această integrare? Eu nu consider că moldovenii sunt mai diferiți în dorința asta de a-și apăra integritatea, suveranitatea. Noi am fost bine și cu ceea și cu ceea și nu există această ambiție. Sondajele arată că 20-25% din populația țării este astăzi gata cu arma în mână să-și apere țara. Deși vă dați seama că Republica Moldova nu are armată, nu are forțe de a face așa ceva. Acum, cu Transnistria lucrurile s-au schimbat absolut diametral. Adică dacă încă câțiva ani în urmă noi eram șantajați de transnistrieni că o să oprească curentul electric, o să facă ce, o să facă de aia. Acum eu cred că transnistrienii și conducerea transnistrieni în fiecare dimineață se duce la biserică și pune o lumânare pentru sănătatea moldovenilor și conducerea Republicii Moldova, pentru că ei sunt total încercuiți. Pe o parte Republica Moldova, pe de altă parte este Ucraina, care într-o noapte ar rezolva problema cu ei. Asta ucrainenii care, atenție, 30 de ani au susținut tacit pe Transnistrie. Și toate contrabanda, toate poveștile se făceau prin Ucraina. Acum Ucraina e închis și Ucraina vizează la două lucruri. Să rezolve problema cu depozitul de armament, de muniții de la Cobasna, care e la un kilometru de ei, într-o formă sau alta, și doi, să nu mai aibă această mică grupare armată care ar putea să le creeze anumite probleme dacă, Doamne ferește, rușii înaintează spre Odessa. Și vreau să vă spun deschis, mă rog, eu pot să-mi permit să spun că i-a fost și este o presiune în continuare a rușilor să ca Republica Moldova și Maia Sandu să permită ca ei să rezolve problema transnistriană, numai că Maia Sandu și oamenii luciți de la Chișinău îți dau seama că nu asta e soluția. Că noi nu avem nevoie astăzi încă să deschidem această rană, da? Nu avem nevoie de 300 de mii de oameni care astăzi pot să rămână într-o criză umanitară, fără de mâncare, fără de curent electric, fără de multe alte lucruri. Și astăzi, chiar dacă ne doare că am fost umiliți 30 de ani de către acest regim, noi în continuare permitem tranzitul de gaz, din care se produce curent electric, care Chișinăul cumpără pe bani gheață, care se duc și mențin pacea socială acolo. Exportul 90% merge prin Moldova, fiecare ugră transnistrian are pașaport moldovenesc, ei în continuare beneficiază de toate elementele statului Republica Moldova, dar nu plătesc taxe și nu ne recunosc. Deci e o politică foarte, foarte cumpătată și corectă a Maia Sandu în acest sens. Domnule Sturza, dacă ar fi să facem așa o trecere în retrospectiva acestor ani, sigur că poate că ar fi trebuit un cadru mai larg, dar așa, cumva sumarizând anii ăștia care au trecut din 91 încoace, eu mi-aduc aminte că eram copil și pe
și la vremea respectivă, 91, nu erau foarte multe programe în România, erau două programe. Televiziunea Română Liberă și programul 2. Și se anunța de pe scena festivalului de la Mamaia faptul că România a recunoscut independența Republicii Moldova, se întâmpla în vara lui 91. Mi-aduc aminte, cred că a fost Bucureștiul, cred că a fost prima capitală care a făcut acest lucru. Dincolo de asta, ce ar fi trebuit să facă România în relația cu Republica Moldova și cum ar fi trebuit să se comporte și nu s-a comportat? A fost acea imagine a podului de flori, dar probabil că, nu știu, erau alte așteptări și dintr-o parte și din alta, adică relații mult mai strânse, mult mai consolidate. Ce s-a făcut și ce ar fi trebuit să se facă? Pot să vă mărturisesc unele discuții fără să le dau numele, dar noastre cred că înțelegeți cine erau cei care puteau să decidă. Răposatul Mircea Snegur s-a adresat conducerii României în 92 să facem unire. Și nu la un pahar de țuică, dar discuții informale care au fost și atunci era moment. 91-92. Și atunci noi eram o țară și eram tot în altă poveste. Dar nu s-a întâmplat pentru că aceeași teamă de ruși, aceeași complexe de inferioritate. Ce o să spună rușii, da? Rușii atunci aveau, așa cum au avut cu Revoluția în 18 și nimeni nu i-a luat în considerație când am făcut Marea Unire, aveau problemele lor. Ei, s-a pierdut acel moment și s-a început așa numită construcție a relațiilor bilaterale între cele două state, cu perioade foarte diferite. Au fost perioade în care ele practic au fost înghețate, perioada guvernului agrarian Sanghele sau prima parte a mandatului lui Voronin și au fost perioade cu poduri multe de flori. Ultimul a fost în perioada lui domnului Băsescu, care de fapt, multe declarații a făcut că el vrea să soarbă, să bea tot prutul în loc de alte băuturi. Și s-au scos sârma ghimpată de pe graniță și așa mai departe. Dar, în esență, a fost același pot de flori, nimic esențial. Cât n-ar fi de straniu, și trebuie să recunoaștem că cooperarea reală între cele două state românești și ajutorul real a Moldovei s-a început în ultimii 5-6 ani de zile. Da. Și deși în continuare dosarul Republicii Moldova a rămas, după cum bănuiesc eu, la serviciile speciale, da, pentru că asta niciodată n-a fost în România o temă de politică externă, la Ministerul de Externe, la Guvern, sunt băieți cei care se ocupă și ei prin intermediul, bineînțeles, a instituțiilor statului, au rezolvat unele probleme. Ei, acum vreau să vă spun că și la nivel de președinție, și la nivel de guvern, parlament, este o deschidere absolut totală. Și asta s-a întâmplat, s-a văzut foarte bine, mai ales în pandemie, când România a fost alături din noi, și cu vaccinul, și cu alte lucruri, în proiectele energetice, gazoductul Ungheni-Chișinău, acum se construiește linia de energetică de la sud, care practic va face să fie absolut autonomă Moldova din punct de vedere energetic. Pe toate domeniile culturale, deschiderea, chiar dacă unele momente România nu are să ajute Republica Moldova, este un lucru fascinant că în condițiile, nu știu, acestei struțocămilii politice, PSD, PNL, președintele care este mai macro, așa, s-au realizat foarte multe lucruri și asta contrar la ceea că toți acești actori politici de vază din România au desconsiderat-o și n-au iubit-o și cred că nici azi nu iubesc pe Maia Sandu. Dumnezeu, Sturza, mi-aș dori foarte tare să continuăm această discuție. Trebuie să punem punct, că se închide emisiunea, dar m-aș bucura tare mult dacă ați acceptat și invitația noastră viitoare. A fost realmente o plăcere să discutăm despre aceste subiecte și sper să se acceptați și invitația noastră viitoare aici la Prima News. Cu plăcere, vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult. A fost domnul Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova. Noi punem punct astăzi ediției aici. Rămâneți cu programele Prima News. Până data viitoare, numai bine!
Program disponibil pe primaplay.ro.